bun găsit, prieteni, suntem iată din nou împreună, două ore de aici înainte. Vom discuta despre multe dintre chestiunile pe care dumneavoastră le vreți puse sub lumina reflectoarelor, în sensul de a întreba și a de primi niște răspunsuri. Sigur că subiectul central va fi în continuare cel ce ține de situația care pare a se agrava, cel puțin din punct de vedere oficial avem o problemă, ceea ce înseamnă infectările cu noul coronavirus. Record după record se bate în fiecare zi, l-am văzut și pe președintele Iohannis, încercând să le spună românilor să aibă grijă despre ce vor face sau de ce vor face de acum înainte. E o situație complicată, sigur că da, avem așa, pe de o parte faptul că românii nu mai vor niciun fel de măsuri, nu mai sunt dispuși să le pună în practică, mulți dintre ei, n-aș spune, n-aș generaliza, dar destul de mulți, atât de mulți încât chestiunea devine serioasă pentru autorități, să le zic așa, asta pe de o parte, pe de altă parte, cei care conduc spun, dom'le, dacă vreți să nu avem situația din Italia, am văzut vorbindu-se și despre acest subiect, atunci va trebui să respectați și urmează acel pomel, cu spălatul pe mâini, cu masca de protecție pe gură și pe nas și cu toate celelalte măsuri care se iau în această perioadă, distanța fizică dintre persoane, etc., etc. Acum, dacă ieși în stradă, fie că ești la Buzău, fie că ești în Focșani, dacă te duci la Vama Veche, nu mai spun și la mare, la munte, în orice împrejurare, o să constați că unii respectă aceste sfaturi, alții nu le respectă, dar recordurile se bat și plecând de la cifrele oficiale, sigur că da, o întreagă polemică mai cu seamă politică, oricând intervine politicul, lucrurile se complică cu atât mai tare, nimeni nu mai înțelege nimic, fiecare dintre liderii formațiunilor politice de la noi, dar nu numai de la noi, e o chestiune care se potrivește pe tot mapamondul, prin sau a se critica unii pe alții, a da vina unii pe alții, a trage pe spuza lor sau pe turta lor spuza încinsă și tot așa și tot așa, astfel încât până la urmă tot ei să fie în câștig. Altminteri, am învățat și noi din înțelepciunea pe care ne conferă cititul istoriei și anume faptul că războaiele sunt declanșate de cei mari și sunt duse de cei mici. Așa se va întâmpla și în acest război zis al coronavirusului sau al noului coronavirus. Sunt unii care decid și unii care trag ponoasele. Cine credeți dumneavoastră că trage ponoasele în cazul de față? Eu și cu dumneavoastră, adică dumneavoastră de respectatorii mei. O să vorbim despre asta, despre situația la zi sau la oră sau la minut a crizei sanitar-medicale a coronavirusului de la Buzău și de la Vrancea. O să vorbim și despre agricultură, că până la urmă va trebui să mâncăm ceva de la toamnă încolo și dacă nu se face nimic e jale. O să mai vrem să vedem ce se mai întâmplă și cu banca de gene. Ieri, în județul Vrancea, a fost într-o vizită mai mult sau mai puțin oficială, dar cu multe tente oficiale, ministrul Oroș, domnia sa, reprezintă agricultura românească, conduce portofoliul sau are portofoliul agriculturii și a spus niște lucruri despre banca de gene. O să vedem și contrareacțiile la cele spuse de ministrul Oroș și tot așa. Mă grăbesc să mă așez pe scaunul meu din prima parte a emisiunii noastre și să procedem la vorbi între noi. Da, prieteni, am dat o raită în această scurtă pauză în care ne-am așezat fiecare la locurile noastre și vedem că România bate recorduri în materie de număr de infectați cu noul coronavirus. O chestiune care, iertați-mă, nici nu e o noutate, dacă vreți, până la urmă nici măcar nu este o știre. Mulți dintre cei care urmăresc subiectul respectiv spun că da, asta se va întâmpla, așa vor merge lucrurile. Unora le convine această stare, de fapt, altora nu. Vorbesc despre cei care au și avantaje din ceea ce înseamnă înmulțirea sau mărirea numărului de infectați cu COVID-19. Am văzut știri în care se spune, domnule, e o problemă, știți că încep să se ocupe paturile de ATI. Mă rog, eu n-aș fi chiar atât de panicar pe zona respectivă. Pe de altă parte, constat
că ce ne spuneau unii dintre savanții ăștia care apăreau pe la televizor în partea întâi a pandemiei, și anume faptul că în vară nu o să mai avem probleme pentru că virusul se sufocă de căldură, uite că nu s-a sufocat, ne sufocăm noi de draci, pentru că nu reușim să așezăm cumva, să ne rânduim și noi viața asta într-o oarecare stare de normalitate. Nimeni nu mai are pretenția, dragi prieteni, să trăim ca înainte. Poate că normalitatea de astăzi înseamnă altceva decât normalitatea de acum un an sau doi sau trei sau 20 de ani. Poate. Dar nici chiar așa. Adică nici să ne facă niște unii cu niște cifre de minți și noi să ne facem că nu pricepem. De exemplu, am o întrebare care mă sfârșește. Am aflat astăzi că s-au făcut aproape 13.000 de teste, nu? Sau 14.000, pe acolo. 13, 14, 12.000 de teste. Oricum peste 10.000 de teste. Păi să vă spun o chestiune, dragi prieteni. De la Buzău pleacă, sau la Buzău se fac, în genere, la nivel de instituții ale statului, prin DSP, în jur de 100 și ceva de teste zilnic. 120, să zicem, maximum. Vreo 120 de teste se fac și la Vrancea și cam 120 de teste se fac prin toate județele. Dacă sunt județe mai mari, cum ar fi Brașovul și are probleme mai mari, sau Argeș sau altele, poate că se duc și la vreo 200 de teste. Dar în medie, haide să punem 200 de teste în medie, ori 42 de județe cât fac. Fac, nu? Unde e diferența de teste atunci, dragi prieteni, dacă de la 12-13.000 la 4.000? Unde e diferența aia de 10.000 de teste, de exemplu? Și în funcție de ce să dau rezultatele astea? Mă intrigă această întrebare, o lansez și eu neter așa, poate o să ne răspundă cineva, deși eu nu prea cred, pentru că mai nou nu mai aflăm de niciunde în mod oficial câte teste s-au făcut într-o anumită zi sau într-un interval de 24 de ore. Alături de noi, așa cum v-ați obișnuit deja și cred că vă face plăcere, este colega Marilena Dinu, specialist în COVID-19. Salut, mâna Marilena, reporterul nostru. Bun găsit, care e la curent cu toate. Da, e mult spus specialist, dar cel puțin am cifrele, cele oficiale și cele obținute pe surse, pentru că în fiecare zi este nevoie să obținem informații pe surse, pentru că așa cum ai spus și tu, sunt momente în care anumite cifre nu ni se mai dau oficial. Iată, mai nou, oficial nu ni se mai transmit prin acele buletine trimise în mod oficial la ora 13, nu ni se mai trimite numărul testărilor din fiecare zi sau numărul total de persoane testate la momentul acela în județ. Ultima statistică oficială, am pornit cu subiectul acesta pentru că te-am auzit vorbind despre treaba asta și despre întrebarea pe care, pe bună dreptate, ai ridicat-o. Ultima raportare oficială a testelor s-a făcut undeva la finalul săptămânii trecute. Le-am cerut și eu, am apucat să le cer, să spun așa, pentru luni, testele toate făcute în fiecare zi săptămâna trecută. Le ai și tu și dacă le ai la îndemână, la un moment dat poate le vei și citi. Îți spun eu că am făcut un calcul de lunea trecută, de pe 29 și până lunea, în cât a fost, 6 iulie, s-au făcut undeva 355. Cel puțin scăzând ultima raportare de luni 6 iulie, scăzând din acea cifră raportarea din iulie, din luni 29 iunie. Și mie mi-a dat 355. Tu le ai pe toate, că ți le-am trimis pe WhatsApp, le ai pe toate și poți să citești numărul total de persoane testate din fiecare zi. Și oricine poate să facă scăderea asta și să iasă numărul acesta. Am înțeles. Uite, chiar am să fac acest exercițiu și o să citesc. Pe 29.06, adică într-o zi de luni, am avut un număr total de teste, de la începutul testării la Buzău, 4.813. Până atâția... Da, de persoane testate, persoane testate. Persoane testate, da? Marți, pe 30.06, am avut 4.867, adică din 867 scadem 813, da? Exact. Și avem un număr de cât avem aici? De 50 și ceva, de... Da? De persoane. De persoane testate. Da, de persoane, nu de teste, de persoane. Da, de persoane, diferența de la o zi la alta, adică de luni până marți. De luni până marți. De marți până miercuri avem de la 4.933 scăzut 4.867, da? Din 67
din 933 scade în 867 și ne dă cifre. Nu, eu nu sunt bun la matematică, dar are nicio importanță. Joi, ajungem la 55.029 de persoane, iar miercuri au fost 4.933. Pe urmă, vineri, 5.091 de persoane la 5.029, deci 91 minus 29. Niciodată nu se depășește 100 de persoane zilnic la 24 de ore, da, nu? Am făcut eu un calcul în 7 zile, totalul persoanelor testate 355. 355 împărțit la 7, cât vine? 5 ori 7, 35, 5 nu? Exact, 5 în jur de 50. 50 de persoane. Și nouă ne spune ministrul grupul de comunicare strategică faptul că astăzi au fost testate 1300 și ceva de persoane. Depinde, spune, de persoane sau de teste, pentru că mai există, depinde din ce unghi poți să vezi că acum, dacă aceeași persoană a mai fost testată, nu știu dacă mai este raportată ca persoană testată, înțelegi? Adică e raportată o singură dată, chiar dacă îi se fac două sau trei teste. Păi cu atât mai mult. Cu atât mai mult avem mai puține persoane decât numărul de teste, adică nu greșesc cu nimic. Înțelegi? Adică putem să avem o persoană testată de 15 ore, asta vrei să-mi spui, nu? Avem un număr mare de teste. Nu chiar atât de am exagerat, dar de 3-4 ori se pot testa persoane. Da, da? Uite, pe mine m-au testat de vreo 3 ori, da? Îți dau un exemplu în viață, așa, că încă sunt viu. Așa, și m-au testat de vreo 3 ori, da? Au cheltuit vreo 10 milioane cu mine tot testându-mă așa. Și m-au testat, dar sunt unul singur. Pe mine mă interesează și numărul de teste, dar mai ales numărul de persoane. Pentru că la un moment dat avem număr de persoane infectate, nu număr de teste. Ca să știu și eu din ce rezultă, pe mine mă interesează de unde rezultă cifrele astea, de 500 și ceva. Recordul de astăzi, 600 și nu știu, 13 sau cât au fost, 644. 14, 614 persoane la nivel de țară. Așa, deci asta mă interesează și ei, în loc să mă lămurească, nu mai îmi dau deloc nicio cifră. Asta hai să încercăm să revenim la tabloul zilei, tablou, pentru că da, am niște cifre interesante și astăzi, pe baza cărora putem comenta împreună, bine, cât ne pricepem și noi. Da. Încep cu numărul total la care am ajuns de infecții cu SARS-CoV-2, 727 de persoane da, astăzi. Numărul practic a sărit ieri de la 600 și ceva, a sărit astăzi peste 700. De ce? Pentru că astăzi au fost raportate 45 de cazuri noi. Aceste 45 de cazuri noi, atenție, nu înseamnă că sunt persoane diagnosticate în ultimele 24 de ore. Pentru că noi mai aveam restante niște probe trimise la Institutul Cantacuzino. Și atunci au venit în acest interval de 24 de ore. Și din totalul probelor venite de la București, avem pozitive 17. Da? La aceste 17 confirmări venite în cursul serii de ieri de la Institutul Cantacuzino, s-au adăugat următoarele, ca să ajungem până la 45. S-au adăugat 12 persoane care s-au testat și au primit un diagnostic pozitiv la un laborator privat. Bun. Și țin să menționez că din toate raportările, din câte țin eu minte, din toate raportările pe care au fost făcute în ultima perioadă, de când au început oamenii să se testeze și la laboratoarele private, această cifră este cea mai mare. Și anume 12 persoane, adică aveam pe buletine 3-4 persoane, dar nu 12, da? Astăzi 12. Apoi, deci 17-12, mai avem încă 13 persoane diagnosticate la aparatul Direcției Sănătate Publice Buzău și mai avem tot în ultimele zile raportate o persoană de la Direcția de Sănătate din Vrancea, acolo a fost diagnosticată, dar de fapt este buzoian. Și mai sunt alte două cazuri diagnosticate la fel în alte județe și s-au alăturat pe buletinul pe raportarea de astăzi. Așa am ajuns la aceste 45 de cazuri. Ca să înțelegi de pe unde sunt și cum sunt aceste da, 45 de cazuri. Bun. Acum, ca și persoane, avem persoane de toate categoriile de vârstă, adică avem și copii și bătrâni. Avem de la 6 ani cel mai mic pacient diagnosticat în acest interval și 84 de ani cel mai în vârstă pacient.
De unde vin toți oamenii aceștia? Majoritatea sunt, ne spun cei de la Direcția de Sănătate Publică, sunt în continuare pacienții simptomatici prezentați la unitatea de primiri urgențe. Dar, în continuare, avem și diagnosticări în instituții. Cu câteva minute înainte acestei intervenții, chiar am și deja înștiințat, anunțat pe Buzăieni prin intermediul platformei șansanews.ro, avem un nou focar declarat în ultimele 24 de ore la Electrica din Râmnicu-Sărat. E vorba de Agenția de Furnizare a Energiei Electrice din Râmnicu-Sărat, caseria de acolo, toate cele trei caserițe au fost diagnosticate cu COVID-19. Asta înseamnă că în acest moment caseria este închisă, practic cu oamenii care încasau bani de la populație. Bun, caseria este... Și bineînțeles, este... Da. Am elucidat misterul că ieri nimeni nu știa, erau 6 persoane diagnosticate la Inspectoratul de Inspectoratul Județean de Poliție, am întrebat dacă acolo este focar, de la poliție mi s-a răspuns că nu, deși eu știam foarte clar că în momentul în care sunt cel puțin 3 persoane diagnosticate într-o instituție, se declară focar. Abia astăzi am aflat că, de fapt, de la Direcția de Sănătate Publică, că de fapt acolo este focar, pentru că sunt 6 persoane diagnosticate, alte 18 în izolare. Și la Electrica mai este încă o persoană în izolare, fiind considerată contact direct al celor 3 caserițe, da. Probabil un alt angajat. Și încă o precizare în urma acestor statistici, ca să închei cu statistica Doru, în urma confirmărilor din ultimele 24 de ore, Buzăul este în top 5 județe ca urmare a confirmărilor din ultimele 24 de ore. Practic avem așa, ca să-ți faci un tablou. În București am avut în ultimele 24 de ore confirmate 73 de noi cazuri, în Dâmbovița 66, în Argeș 55, în Brașov 55 și în Buzău 45. Da? Bun. Acesta este tabloul statistic. Cu mențiunea că Bucureștiul cuprinde și așa numitul zona metropolitană, sectorul agricol, cum se numea pe vremuri, Ilfov, partea aceea, adică raportările din zona respectivă se fac tot de către DSP București. Atunci sigur că există un număr mai mare de infectați, ca să nu mai vorbim de faptul că București e București, da? Dar se adună și cei care nu sunt din București, din oraș și de prin prejur, ca să zic așa. E interesant de văzut ce se va întâmpla cu cei de la agenția asta de furnizare a energiei electrice de la Râmnicu-Sărat. Cele 3 persoane lucrau la caserie, veneau în contact direct cu publicul, da? Păi exact. Oamenii veneau cu banii cash la caserie, da? Plăteau factura, cu factura și cu banii cash și primeau înapoi ce? O chitanță, da? O hârtie scoasă din casa de marcat cumva și din... Eu nu am fost și acolo este un schimb fizic. Exact cum sunt birourile. Sunt râmniceancă și mi-aduc aminte dacă caseria a rămas așa cum știam eu când eram în liceu și mă duceam și plăteam factura, eu știam că erau niște birouri, cum să spun, închise, unde erau acel gemulet, știi, micuț. Pe unde băgai bani, adică oamenii nu vedeai aproape pe cel care plătești. Marilena, adică contactul s-ar face doar prin, exact cum ai spus tu, prin intermediul banilor, hârtiilor date de la unul la celălalt. Păi și nu-i suficient, ce trebuie să fii gaura mare, ca să zic așa, la ghișeu. E important să-i dai COVID după hârtia aia. Nu mai știu dacă sunt la fel ghișeele sau dacă s-au modernizat, s-au schimbat. În sensul că să fie și un contact mai mare cu persoana respectivă, la asta... mă refeream. Dacă noi admitem, și aici am impresia că e în continuă discuție subiectul, că acest COVID să ia de pe suprafețe, păi o bucată de hârtie mică, așa mică, mică, cât un bon, este o suprafață, nu? Dacă persoana COVIDită de la ghișeu pune mâna pe hârtia, că trebuie să pună mâna, că nu altceva ce să pună, da? Scoate din casa de marcat chitanța și o vâră pe sub... gemulețul ăla care îi dă chitanța lui în mână, care a plătit. Și ăla ia chitanța... E de urmărit subiectul, repet, no? Informația am aflat-o în urmă cu câteva minute. E de urmărit pentru că teoretic ar fi trebuit să poarte mânuși și mască. Păi, adică cel puțin... Dacă... Eu am mers, uite, îți spun caz concret, am mers în Buzău acum o lună, te-am plătit factura la RAM.
Da. Și persoanele de acolo aveau și mănuși și mască. Păi și acum, ce dacă? Păi și ce iar dacă? Tu trebuia să te dezinfectezi în momentul în care intri. Deci eu spun situația de la RAM acum o lună și dau exemplu aleator pentru că acolo am fost de-am plătit factura, restul le plătesc online. Dar asta este singura factură pe care merg și o plătesc fizic, da, personal. Și în momentul în care intru în instituție, te face atent să te dezinfectezi, mergi acolo, respectivul, deci este geam, da? Baci prin acea găurică, să zic așa, banii, dar la rândul lui casierul are mănuși și mască. Tu, după ce ai luat bonul de acolo, te-ai dezinfectat și ai plecat. Acum nu știu la Electrica care erau procedurile, pentru că, repet, n-am mai fost acolo de mic copil și nu mai știu nici măcar cum mai arată instituția în sine. Dar e de urmărit, într-adevăr, păi nu, dar dacă s-a purtat... Ăia, oamenii care au venit și au plătit la caseria Electrica Energie, nu știu ce, din Râmnicu Sărat, ăia nu sunt, nu, din punct de vedere al DSP-ului, nu sunt contacti cu persoanele, cele trei persoane infectate deja și confirmate pozitiv? Ca și contact, o singură persoană este în izolare. Păi de ce? Păi a ăia... trebuit să ia, ce să ia? Să ia toate încasările din ultimile două săptămâni, să păi, vadă cine a venit la... Păi în teorie se poate întâmpla cu oricine treaba asta. În teorie. În teorie. De asta se vorbește despre o transmitere comunitară. Păi asta-i. Asta încerc și eu să spun. Asta... Acolo e o problemă, după părerea mea, de demnă de urmărit. Că nu ne contrazicem. Noi spunem practic același lucru, văd că... Da, da. Da, fiecare... În felul lui. Da, e o problemă. Asta încerc să explic. Pentru că acolo s-a venit în contact direct om cu om. Casier infectat cu om care nu știm cum e. Oameni de pe stradă. Da, și de asta se vorbește despre transmitere comunitară. De asta se vorbește despre faptul că să nu ți atingi fața în momentul în care ai ieșit și nu ai mâinile igienizate. Mai Mariana, hai porți mască. Da. Să ne lămurim. Oamenii ăștia au venit în contact cu sute și sute de persoane. Cele trei casiere, de presupus, au venit în contact cu sute și sute de persoane care au plătit. Trei persoane cu sute de persoane au venit în contact. Trei persoane confirmate. Că una e să ai trei persoane care lucrează minut de minut cu publicul, cum e casiera de la hipermarket, că e în aceeași situație. E în aceeași situație. Și alta e să fii bibliotecarul unei unități în care nu intră nimeni niciodată, nu mai citește nimeni nicio carte. Bibliotecarul este singurul care intră în biblioteca aia. Diferențe de număr de oameni cu care vii în contact, asta încerc să spun eu, ca și gravitatea cazului. Este foarte grav. Foarte, foarte... Din această perspectivă a numărului mare de oameni cu care vine un casier în contact, că e la hipermarket, că e la Electrica, sau că e la farmacie, sau unde o fie el, casierul sau farmacistul, sau omul care vine în contact, e una, și alta e să fie un om care stă într-un birou și nu iese, intră și iese odată din birou ăla pe zi. Să duce la toaletă sau să duce acasă. Asta e diferența. Ok, hai că ne-am împotmolit într-o discuție dintre asta care... N-are. Că e foarte corect ceea ce spui și sunt total de acord cu gravitatea situației. Ceea ce încercam eu să spun este că de asta se vorbește despre transmitere comunitară, pentru că atunci tu ca individ când te duci într-o instituție și plătești o factură, da, în cazul acesta Electrica, și tu la rândul tău să-ți iei măsurile, pentru că nu știi cine a mai trecut pe acolo și care este situația. Și atunci, în momentul în care intri în instituție să te dezinfectezi, ieși, nu ai pus mâna pe față, ți-ai igienizat mâinile și abia apoi poți să te atingi fața. Asta era singurul meu comentariu, da, la tot ceea ce ai spus tu. E ok, e în regulă. Vorbim despre aceeași situație și e de urmărit subiectul jurnalistic vorbind, e de văzut ce se mai întâmplă acolo. Dar hai să continuăm dacă mai avem ceva strict la ceea ce înseamnă tabloul pe care îl facem noi de fiecare dată când ne întâlnim aici pe Calea Undelor, legătură cu COVID-ul ăsta, după aceea aș vrea să privim Sunt situațiile din spital, doar o să spun eu pe scurt, după care o să te las să le aduci la cunoștință celor de acasă înregistrările, discuțiile pe care le-am avut
scurtul interviu pe care l-am avut astăzi cu Felicia Vasile, practic nici nu știa că îl mai pot numi interviu, pentru că în fiecare zi aproape stăm de vorbă și iau pulsul din cele două unități medicale să vedem ce se mai întâmplă acolo, pentru că în fiecare zi apar noi și noi situații. De exemplu, astăzi am aflat că avem cel mai mare număr de pacienți internați la terapie intensivă și cred că cel mai mare număr de pacienți care din aceste secții care au și nevoie de aparate. De exemplu, la Buzău în acest moment erau ocupate toate paturile de la terapie intensivă, toate patru, și un pacient era conectat la ventilator, ceilalți trei aveau nevoie de măști speciale pentru a respira, măști de oxigen, iar dincolo la Râmnicu Sărat erau 9 pacienți la terapie intensivă, 3 erau conectați la aparate și acolo situația este destul de delicată pentru că nu au atâtea ventilatoare câte paturi au. Și situația este destul de delicată, mai ales că acolo nu există decât un singur medic ateist. Asta înseamnă că nu pot fi asigurate gărzile și de la o zi la alta personalul este și mai epuizat. Sunt și mulți medici în prag de pensionare, chiar și trecuți de această vârstă, cum este medicul infecționist de acolo, singurul de altfel, care are 67 de ani, deci este trecut de vârsta pensionării. În câteva săptămâni, adică mai exact la sfârșitul lunii, iese la pensie și un alt medic de acolo pe o funcție cheie, o specialitate cheie la pneumologie. Situația este destul de delicată, se confruntă și cu căldurile astea, spun că sunt medici, mă rog, cadre medicale, asistenți, infirmieri, cărora li se face rău pentru că stau în acele echipamente și le e greu să respire, deshidratați. Sunt discuții pe care le-am avut astăzi cu directorul medical de la Râmnicu Sărat, pe de o parte, pe de altă parte cu cei de la Spitalul Județean de Urgență. Ai cele două înregistrări, o să te las să le difuzezi pentru a le auzi exact și cei de acasă. Și după aceea, dacă vrei să mai comentăm ceva împreună sau... Bun. Cam acesta este tabloul pe care l-am surprins eu astăzi. Știu că mai ai și alte subiecte interesante în desfășurătorul emisiunii de astăzi, așa că nu vreau să te rețin nici foarte, foarte mult pe teama COVID-ului. Cu alte cuvinte, nu vrei să mă rețin, nu mă mai reține. Că... Gata. Bine că am reușit să facem acest tablou. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai transmis acum. Pe parcursul... Îți promit că dacă mai aflu ceva pe timpul emisiunii, te voi contacta pentru a le aduce în direct informațiile. Mă rog foarte mult, dă-și un SMS înainte, da. Cei de acasă pot sta conectați pe șansanews.ro pentru că actualizăm în timp real informațiile absolut din toate domeniile, vor regăsi acolo informații, multe dintre ele exclusive. Bun. O singură întrebare îți mai pun, dacă tu pe surse sau din alte, nu știu, medii de informare, ai aflat de ce nu se mai dau datele care ne interesau pe noi toată dimineața asta, și anume numărul de testați în fiecare județ? Știu doar că de la grupul de comunicare strategică s-a interzis să se comunice de către prefecturi aceste informații pe buletinele care ne sunt trimise. Ca să înțelegi, datele cum sunt colectate? DSP-urile trimit la prefecturi, prefectura le centralizează și le dă o formă care trebuie, pentru că centralizează datele, mă refer epidemiologic, vorbind de la Direcția de Sănătate Publică, dar pe parte de amenzi de la poliție, de la jandarmerie și așa mai departe, după care prefectura realizează acel comunicat de presă, acel centralizator în care sunt trecute toate aceste informații despre care vorbim, trimite spre aprobare la București, la grupul de comunicare strategică și de acolo vine buletinul care ne este trimis nouă. Am înțeles. E un circuit. Am înțeles. Deci, grupul de comunicare strategică tocmai a interzis comunicarea strategică din teritoriu. Despre asta vorbim. Astea sunt informațiile pe care și eu la rândul meu am întrebat purtătorul de cuvânt de la prefectură de ce nu am datele alea pe buletin și mi-a spus că de acolo nu se mai dau. Vedeți? Despre asta vorbim. Mulțumesc foarte mult, Marilena. Dinu, alături de noi este în acest moment conectat prin Skype domnul profesor Iosif Călin, pe care îl salut în acest moment. Bună seara! Bună seara, domnul Gheorghe Iade, bună seara! E?
ați ascultat-o pe Marilena, da? Sunteți de ceva vreme. Da. Dumneavoastră ați putea să-mi da... Ați lucrat în prefectură, e un lucru important, da? Ați fost unul dintre consilierii, cumva, și unul și comunicator, purtător de cuvânt la Casa Albă într-o anumită perioadă, da? Da. A vieții noastre. Bun, domnule Iosif, dumneavoastră înțelegeți de ce noi nu putem să aflăm câte persoane s-au testat într-o zi la nivelul județului Buzău sau la nivelul județului Vrancea sau la nivelul județului Galați sau la orice alt nivel? Care ar fi logica? Care ar fi logica interdicției de acest tip? Să știți că numai nebunii fac lucruri fără logică. Cei care au decis acest lucru au o anumită logică pe care eu la acest moment am înțeles. Noi pretindem împreună că niciunul dintre noi nu e nebun, nu? Plecăm corect, de la da. Această, să zicem așa, convenție pe care măcar noi între noi putem să o facem. Nu? Eu, da, sigur, da. Eu mă declar un om lucid. În aceste condiții, dacă există o logică, vă întreb și eu așa de aici, care ar fi această logică? Păi nu trebuie să fim, cum să spun eu, mari strategi în comunicare ca să putem înțelege că datele astfel comunicate numai de la nivel central pot fi într-un fel manipulate astfel încât să realizeze o anumită presiune asupra opiniei publice. Eu așa îmi explic la acest moment această modalitate de a comunica. De fapt, mai bine zis, de această lipsă de comunicare. Păi, domnul profesor, în mod normal noi nu trebuie să avem o cea mai bună comunicare astfel încât să avem un tablou cât mai fidel la ceea ce înseamnă realitatea românească a pandemiei și pe baza acestei realități necoafate, netrucate, nearanjate, nesulemenite, să putem să luăm deciziile cele mai bune? Adică dacă e vorba că e nasoală treaba să ne comportăm ca atare, dacă treaba e mai bună să ne comportăm de asemenea ca atare, da? Nu așa ar... E, nu știu, eu așa să judecă. Deci cel puțin la acest moment, da? Încerc să judec logic și să zicem într-o anumită legătură cu ce s-a întâmplat până acum. Da. Nu înțeleg totuși de ce s-a trecut această parte de comunicare legată de numărul de testări efectuate la nivel de județ să fie raportată de București. De acest comitet de comunicare strategică. Păi nu, dar știți de ce vroiam să fac acest exercițiu? Pentru că de la Buzău, dacă ne-ați urmărit puțin mai devreme în discuția mea cu Marilena, eu spuneam că de pildă la Buzău avem în medie, am zis eu, fiind băiat de treabă așa, 100 de testări pe zi. Da, 100 da. În medie. Cam tot același număr, aceeași medie am avea și la Vrancea. Și de asemenea, cam așa se întâmplă și pe la Galați, când m-am documentat. Și la fel se întâmplă și la Brăila. Noi avem... Câte județe avem, domnule profesor, în țara? 6. Nu. Câte județe avem în România? 41, 42 cu Ilfov. Bun. Dacă avem în medie 100, dar să fiu băiat și mai de treabă, punem 150. Ori 42, cât fac, domn profesor? Că sunteți profesor de istorie, sunteți tare la matematică, nu? Da, exact, da. Cât vine? Păi se fac, domnul Gheorghiade. 150 ori 42 sare de 600. Păi da, dar până la 13.000? Păi da? Vedem noi cum măsluim datele ca să dea cum nu, trebuie. Stați că nu aici vreau să duc discuția, că nu spune nimeni că se măsluiește. Eu spun că nu ni se spune, nu că se măsluiește ceva. Cine spune asta? Vă rog frumos să ne măsurăm cuvintele, pentru că noi nu vrem să facem aici, să colportăm știri false. Dimpotrivă, pe mine mă interesează, ar fi trebuit să am datele astea, făceam un calcul simplu pe calculator aici și întrebam și eu, domnule, dar ați raportat 13.000 de teste. Din teritoriu au plecat 100 de teste, da? Cum? Ori 42 în medie, dați-mi și mie, spuneți-mi ce se întâmplă cu diferența, că asta era întrebarea. E, probabil că în județele unde sunt focare mult mai probabil dezvoltate... Probabil că se fac mult mai multe teste, nu? Se adică fac la Brașov, de exemplu. Unde e... Nu? Bine, haideți să abandonăm acest subiect, lăsăm retorică întrebarea asta. Exact, rămâne, da. Nu? Că... Sigur.
Nu, efectiv, n-am, eu personal nu știu cum să-mi explic. Păi nu, dar n-ar trebui să avem această explicație dată de specialiști. Am înțeles că e vorba că trebuie să-i ascultăm pe specialiști. Păi să ne explice și nouă specialiștii ăștia de unde sunt astea 13.000. Sunt și alea de la privat sau sunt numai astea pe care le face statul român pe DSP-uri? Că e important de știut. Da, Cine se e testează la important, privat? dar Păi se testează la privat, se testează ăștia n-ar care mai lăsa loc la interpretări, unitățile private de domnul asemenea, Poliade. proprietarii și Dacă testează toate aceste angajații, de cifre ar exemplu. fi fost publice și disponibile pentru cei care sunt interesați, nu ar mai exista atâtea interpretări și atâtea, cum să spun eu, atâtea susceptibilități. Nu. Bun, haide să lăsăm, să poate între timp ne documentăm și noi, că eu n-am, încoată, am venit aici să lămurim niște probleme, nu să colportez sau să insinuez niște lucruri. Nu. Dar mi-a atras atenția, întâi mi-a atras atenția faptul că nu se mai dau aceste date. Când le-am cerut, m-am apucat aseară să discutăm cu cineva la telefon, am început să, bă, dar câte aparate de testat COVID avem noi în țară, de câte PCR-uri de alea? Și, bă, habar n-am, câte poate să facă? Păi cam 100, unele cam... Bă, dar de unde le ies, totuși, bun, de unde ies 13.000 de teste? Că, zice, că am urcat capacitatea de testare la 12-13.000 pe zi, sau la 24 de ore. Bă, dar de unde sunt astea? Și am Domnul început să... Gheorghiade, Nu? formularea lasă loc de interpretare. Deci am ridicat capacitatea de testare, dar Da. probabil că nu atâtea Foarte se bine. fac efectiv. Adică există capacitatea să Nu, se domnul. testeze 12-13.000 de persoane, dar nu în fiecare zi se fac se efectuează acest număr de teste. Eu așa înțeleg. Nu, domnul profesor. Nouă ni s-au spus astăzi că dintr-un număr de 13.000, nu știu câte teste, nu îmi rețin exact cifra, că mereu am A, problema asta, atunci e altceva. ne-au rezultat următoarele date. 1. Avem 614 confirmați, Confirmați? 25 de persoane nu știu ce au pățit, altele s-au vindecat, etc., etc. Și urmează întreaga linie de cifre și de... Nu, am înțeles acum. Deci s-a spus Înțelegeți? textual că s-au efectuat 13.000 de Din teste. alea, din rândul acelora, au rezultat 613 persoane confirmate, din rândul celor 13.000 și ceva. Ați înțeles? Am înțeles, E în da. regulă, da? Dacă... Am înțeles. Nu, mă gândeam, zic că s-a ajuns la această capacitate de testare. Păi da, s-a plecat de la câteva sute capacitate de Exact, da. testare la începutul pandemiei și s-a ajuns la peste 12.000. Cam asta e cifra despre care vorbește Peste guvernul. Peste 12.000. 12.000, am ajuns la peste 12.000 de testări. Și e puțin, spun Păi oamenii stați care să ne ne cârmuie. gândim. E vorba acum Alții de fac... toate aparatele disponibile în spitalele publice sau să zicem, în instituții medicale de domeniu public sau sunt și de la privat? Că aici Păi eu de unde să chiar nu știu? avem o evidență. Nu știu Păi dacă avem. nu, păi întreb și asta și nu știu, n-am răspuns eu să vă dau. Că nu știu. Păi nu, dar ar trebui cei care se ocupă de gestionarea acestei situații, ar trebui să aibă evidențe stricte. În Buzău sunt atâtea clinici private sau cabinete medicale private care efectuează testări pentru COVID, în nu știu ce județ, ca să se știe, Dumnezeule, că de asta dăm cifre exacte, precise la zecimă. Da. Da? Imediat vă citesc eu datele valabile astăzi. Astea furnizate de grupul de comunicare, nu știu ce. România a înregistrat miercuri 8 iulie, adică asta, așa spune știrea, un record, cele mai multe cazuri de infecții cu noul coronavirus de la începutul pandemiei. 555 de români au fost testați pozitiv în 24 de ore, iar numărul total al persoanelor care s-au îmbolnăvit este de 30.000 de nu știu ce și s-au fost 18 decese. Sunt 237 de pacienți la ATI. Până astăzi, 1817 persoane diagnosticate au decedat. În intervalul 07-07-2020, 08-07-2020, au fost înregistrate 18 decese, 6 bărbați și 12 femei.
iar numărul pacienților infectați, cei mai mulți sunt din Brașov, Dâmbovița, Galați, București, Plahova, Salaș, Suceava și Vâlcea, zic ăștia aici. Da. Asta era pentru data de ieri. În sfârșit, adică, iertați-mă, avem niște date, niște număr, avem număr de infectați care numărul crește în fiecare zi. Și eu mi-am pus problema pe ce care sunt datele, câte teste să fac și de unde rezultă numărul de infectați. Și am vrut să văd câte teste au plecat de la Buzău și n-am mai putut să aflu. De asta am tot făcut această discuție care eu nu să mai. Asta v-am și spus că cifrele pot deveni manipulatorii. Nu știu, nu spun că le folosește de folosesc cei care gestionează criza manipulatoriu, dar pot deveni manipulare. Înțelegeți? Păi. Și probabil că din cauza aceasta nu mai sunt disponibile aceste informații. Domnul Gheorgheade, mi-a venit o idee acum și aș vrea să vă pun ca o chestie de dezbatere. Nu cumva se încearcă, să zicem, prelungirea sau revenirea la starea de urgență din motive care nu țin de stoparea pandemiei? Nu spun de altceva, doar atâta. Nu țin de diminuarea infectării populației, ci din alte motive? Nu știu să vă dau un răspuns la această dilemă, domnule profesor. Uitați, pentru că am găsit în datele. Spațiul public se tot discută despre eventuala modificarea datei alegerilor locale. Dacă mă întrebați pe mine, nu o să se mai poată întoarce nimeni la nicio stare de urgență în momentul ăsta. Ați văzut ce e la Sârbi? Da, am văzut. Păi da, nu, am văzut ce nu suntem departe ca stare de spirit. Acum să fiu iertat, sigur că și eu, și dumneavoastră și o mulțime de oameni spun așa, domnule, nu punem la îndoială existența acestei pandemii, există virusul ăsta cum există alte miliarde de virusuri. Bine ar fi și cel mai bine spunem și noi de aici, haideți să ne păzim unii pe alții, nu e atât de greu și de complicat cu ce, da, ne cer oamenii ăștia. Trebuie să ne comportăm responsabil. Hai să fim responsabili, faza bună trece, primești diarea. Da, contagios este acest virus. Dar dincolo de chestiunile astea, faptul că niște lucruri încep să ridice niște semne de întrebare, n-ai cum să le lași așa ca să te faci că nu există, da? N-ai cum. Uitați, citesc, recordul absolut înregistrat pe joi 9 iulie, grupul de comunicare strategică a raportat un număr de 614 noi cazuri de îmbolnăvire, de departe cel mai mare număr de până acum înregistrat de la începutul pandemiei. Punct. Citesc din medica.tv.ro. Evoluția numărului de cazuri este îngrijorătoare, iar momentul prevăzut de specialiștii români cu câte 800 de îmbolnăviri pe zi nu pare să mai fie atât de departe. S-a vorbit despre această cifră de 800 de îmbolnăviri pe zi. Despre previziunile specialiștilor, nu știu ce. În ultimele 24 de ore a crescut numărul noilor cazuri de infecții cu noul coronavirus, dar și cel al pacienților în stare gravă. 240 de pacienți cu COVID-19 sunt internați la terapie intensivă la momentul scrierii acestei știri. 240. Da. De pacienți cu COVID-19 sunt așa. Potrivit grupului de comunicare strategice, la nivel național au fost făcute 13.179 de teste pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. De la Buzău pleacă în medie 120 de teste, am zis noi. Până la 13.179, cum să ajunge? Că asta e întrebarea mea. Probabil, dumneavoastră a spus că din județele din zona noastră pleacă în jur de 100 de teste, foarte da? Puține, dar poate pleacă și foarte, foarte multe din altă parte. Probabil că și din alte județe pleacă. Păi nu era bine să le pună și pe județe numărul de teste făcute? Ca să se pupe cifrele, mă gândesc. Exact, da. Adică să se poată face o... Da. Adică să vedem unde s-au efectuat cele mai multe teste. Pentru că acolo ar trebui să fie și cei mai mulți depistați pozitivi. Pentru că dacă trebuie luate niște măsuri, nu iei măsuri peste tot. Adică acolo unde n-ai niciun caz de coronavirus, în vârful muntelui, la Nehoiu, n-are rost să pui stare de alarmă, domnule, că o pui pe toate. Exact, da. Nu, pui la Brașov, dacă ai o problemă în orașul Brașov. Pui la Vama Veche, dacă s-or fi infectat aia pe acolo, unii de la alții, că s-au pupat toată noaptea și cine știe ce mai făcut. Nu știu. Pui în orașul cu tare. Adică, nu, așa trebuie gândite niște lucruri ca să... Mă gândesc eu așa aș face, dar nu sunt specialist.
ca să nu ne întoarcem iarăși la starea aia de alarmă în care până toată țara n-ai, așa ești în stare de alarmă, hai cu hârtie, zic și eu. Bun, haideți să vedem, aș vrea să luăm la telefon pe domnul Minică, dacă vor colegii noștri. Domnul Minică este liderul Cartel Alfa. Aș vrea să aflu de la domnia sa de imediat ce suntem în legătură directă. Care e starea de spirit a sindicaliștilor? Ce înseamnă stare de spirit? Mi-a rămas sintagma asta întipărită în minte de prin anii 90, când serviciile inteligente 80-90 cercetau starea de spirit a românilor. Ce însemna asta, starea de spirit? Să vadă dacă oamenii sunt nemulțumiți, da? Mai ales în epoca de dinainte de 89, ofițerii de informații din România testau starea de spirit. Adică venea câte un băiat dintre ăsta pe care îl recunoșteai dintr-o mie, era unul care venea pe la Căsău, când se dădeau concerte pe vremea lui Ceaușescu, toată lumea era cu tricouri, cu Adidas, cu blugi, cu nu știu ce, și venea unul îmbrăcat într-un parpalac și cu cravată la concert. Ăla nici nu era securist, adică nici nu-ți dădeai seama. N-aveai cum să-ți dai seama că nu-i securist, înțelegeți? Așa se întâmpla. Stătea și el într-un loc acolo și el ce făcea? Lua starea de spirit, toată lumea îl înjura. Și lua... asta era pe vremea aia. E, acum domnul Minică este? Bună seara, domnul Minică! Bună seara! Cum merge treaba? Treaba e bună, dar mai durează, nu? Păi e bună, dar trebuie să împingem la ea ca să meargă înainte. Da, știți că era un banc pe vremuri, niște flăcăi s-au dus la o domnișoară în discotecă și au întrebat-o unul dintre ei, domnișoară, dansați? Zice, nu. Păi atunci ajutați-ne și pe noi să împingem un tractor. E, așa, da, așa și acum, zice, așteptăm să fie împinse lucrurile înainte. Cum le împingem înainte? Dar ce e blocat din punct de vedere sindical? Așa? Ce nu convine muncitorii români ca să o iau așa? Acum, în momentele astea, cum să spun, sub pretextul acestor măsuri, m-auziți? Da, sigur. Sub pretextul acestor măsuri anti-coronavirus, din punctul nostru de vedere, se fac anumite excese, inclusiv anumite decizii ale guvernului cu privire la multe și așa mai departe, fără consultarea sindicatelor, fără consultarea reprezentanților salariaților, nouă ni se pare că totuși este un mic abuz. Ce înseamnă fără consultare? Cu 24, deci dacă angajatorul de mâine vrea să reducă programul de lucru, poate să te notifice, să-ți aducă la cunoștință faptul că îți reduce programul de lucru de mâine, astăzi. Și tu nu ai niciun fel de obiecție și din punctul ăsta de vedere pierzi la salariu pentru că pe orele care nu vii la muncă vine cu guvernul cu 75%, dar practic pierzi 12,5% din total salariu și practic se maximizează profitul angajatorilor. N-aș fi atât de supărat pe faptul că niște angajatori fac profit, ci aș fi sceptic în ceea ce privește comunicarea cu oamenii. Adică, mai ales în perioada de criză, și aici pot fi de acord cu dumneavoastră, dialogul, inclusiv ăsta social despre care vorbiți, ar trebui să fie, să existe. De ce? Pentru că proba de foc pe care o dau orice colectiv de oameni ai muncii, așa se zicea pe vremuri, nu? Colectivul de oameni ai muncii, cu cât este el mai bine sudat, ca să zic așa, adică oamenii lucrează împreună și se înțeleg, cu atât se trece criza mai repede. Dacă înseamnă că ai o problemă, inclusiv cea de personal, și problemele de personal după criză se rezolvă extraordinar de greu și asta vă spun așa din experiența mea jurnalistică din ultimii 20 de ani, de exemplu. Așa este, așa este. Trebuie ca și angajatul să capete încredere în angajator și aici este chestiunea care noi nu înțelegem. De ce nu se vrea practic o consultare, un dialog, așa cum ați spus și dumneavoastră, să trecem împreună prin această perioadă critică, grea pentru toată lumea? Da. Aici responsabilitatea o poartă până la urmă cel care, sau în primul rând cei care creează acest cadru în care aceste părți
angajator angajat și chiar statul român care e undeva da. Un fel de arbitru așa, ele în loc da. Să comunice între ele în perioada de criză, se așează și n-am înțeles de ce în România cu o sârdie pe poziții antagonice. Da, mă depășește cumva chestiunea asta. De da, nici noi nu înțelegem de ce nu se încearcă un dialog și o apropiere între partenerii sociali. Am fost și sunt, și dumneavoastră știți mai bine decât mine, pe platforma industrială de la Buzău ne spunea domnul Tociu ieri, s-au făcut angajări la un moment dat, nu că s-a dat afară. Adică da. A fost nevoie de personal calificat în anumite meserii pentru diverse contracte care au funcționat. Adică dacă e să o luăm așa, anumite piețe au continuat să existe, piețe pe zona industrială, adică la capitolul producție, nu neapărat... Categoric. Nu? Adică nu categoric, piețe... da. Păi bun, categoric, da. În condițiile astea, mie mi se pare că niște discuții concrete între parteneri ar fi de cel mai bun augur. Nu știu ce zice domnul profesor Iosif Călin, care se află și dânsul alături de... Mai sunteți, domnule, mai sunteți. Minică. Cum? Vă salut cu respect. Vă salut pe domnul Minică, interlocutorul nostru. Da. Ce să vă spun? Sunt zone în care, și vă dau exemplu meu, avem o mică afacere de croitorie și da. Să știți că în perioada aceasta, datorită solicitării de a produce măști și a cererii de măști, am avut de la diversi producători cereri de a confecționa măști și a mers oarecum, dar acum văd că s-a cam a încetat această activitate pentru că au apărut pe piață producători la prețuri foarte mici și producători pentru măști de unică folosință. Ceea ce produceam nu erau măști care erau refolosibili. Deci au fost anumiți beneficiari în piață, anumiți agenți economici care știți cum este, că orice criză reprezintă și o oportunitate. Pentru unii a fost chiar o oportunitate frumoasă, să zicem. Domnul Minică și domnule profesor, am aici, scot din buzunar, am o mască de asta, mască, pe care ne spune ăștia să ne punem la nas. Noi, mi-aduc aminte, apropo de măștile astea, eu mi-aduc aminte așa, că ne spuneau medicii epidemiologi și infecționiștii și mulți dintre ceilalți. Dom'le, astea sunt ele de unică folosință, dar la limită, dacă nu se găsesc sau sunt foarte scumpe și nu vă permiteți, duceți acasă după fiecare folosire, le spălați bine, bine la mașina de spălat și ca să le și igienizați, le călcați cu fierul de călcat, da? Și după aia le puneți înapoi aici, pe fața proprie, da? Acum nu se mai poate asta, zice, domnule, cu totul contraindicat să nu mai gata, e de unică folosință. Dar de ce oare o fi schimbarea asta de... Pentru că sunt măști care trebuie vândute, domnul Gheorghe. Da. Dacă tot s-au foarte produs. Multe măști. Multe, nu? Da. Dar multe, multe, nu? Când spunem multe, adică multe, nu așa... Multe, da, da, da. Un milion, două, vorba de niște miliarde, cumva, da? Ați văzut ce măști le-au dat ăstora de la poliție? Da, am văzut, da, am văzut hârtie, și eu, da. Hârtie igienică. Dintr-o singură foaie de material. Hârtie igienică. Da. Probabil că la un preț de 2-3 ori mai mare decât da. Măștile acestea. Inițial care am aflat de la alt standard. Special. Aduceți aminte de casă. Ca să punem așa în context cam tot ce ni se spune nouă și trebuie să stăm ca pelicanul cu gușa așa să ne vâre cineva un pește și noi hop să-l înghițim. Ca pelicanul. Ne-am spus în primă instanță, nu e, dom'le, dacă dai cu suc de portocale pe la nas, degeaba dai că te atacă coronavirusul. Dar eu întrebam, bun, dar dacă ne dezinfectăm cu spirit, e bine? Nu e bine. Păi de ce? Nu e bun spiritul. Trebuie să vă dați cu soluții, cu biocizi, cu nu știu ce. După vreo lună de zi, zice, domnule, spiritul e foarte bun. E foarte bun. Cu spirit trebuie să dați, să vă dezinfectați. Și acum sunt și reclame la radio și televiziune în care spuneți, domnul, spiritul ăla cu domnișoara aia, e o poză, se numește, nu mai știu cum spiritul ăla, dar n-are nicio importanță, da, contează cum se cheamă, e cu o domnișoară care n-am înțeles ce face până la dreaptă niciodată în poza aia acolo. Dar aia altceva. Domnul Gheorghe, aia e poza, așa au găsit ei de cuvință. Și acum spiritul ăla e bun. Nu cumva ne aflăm în situația de astăzi, datorită...
Dar răspundeți dacă nu-i problemă. A? Bun. Domnul Minică, deci cum e cu situația ăsta de astăzi, datorită inconsecvenței specialiștilor în a ne recomanda anumite tipuri de comportament și nu numai români. Mi-amintesc că recunoscuți epidemiologi din străinătate care spuneau, domne, nu se ia așa de repede COVID-ul ăsta. Alții, dimpotrivă, dacă stai la 2 metri sau la 4 metri în autobuz, nu știu dacă vă amintiți celebra celebrul experiment făcut cu niște oameni în autobuz. Da, în avion. Da, și populația nu mai are această modalitate de comunicare. Așa se pune, vedeți? Prezentat credibilitate în rândul populației. Vedeți, de aici pleacă. Cum spuneți dumneavoastră, ăștia de la OMS ne spun că întâi asimptomaticii transmit, după aia nu mai transmit, după aia iar transmit. Da, și închipuiți-vă, unii ne-au spus cele mai înalte foruri medicale. El să ia virusul după suprafețe, alții ne-au spus că nu se ia după suprafețe. Da. Și dacă noi, oamenii, nu numai noi românii, vedem că de la cel mai mare la cel mai mic specialist încep contradicțiile astea. Noi ce să facem? Adică, în afara faptului că trebuie să fim de bun simț față de noi înșine și față de cei din jur, să punem masca asta, cum e ea, așa, să îi protejăm pe aia, să nu tușim ca niște nesimțiți la oameni în față, să stăm un pic mai la distanță, să nu ne băgăm unii între alții pe la caserii, pe acolo, putem să mai lăsăm un pic de spațiu de bun simț între noi și tot așa și tot așa. Adică dacă astea nu le putem face, degeaba. Dar cei care nu le fac, unii dintre ei, îmi pare rău să spun asta, o fac din spirit de frondă, pentru că spun, bă, voi încercați să ne ne spune să ne spălăm pe mâini toată ziua și să nu facem chiepuri și voi în Palatul Victoria erați la șprițane. Ne spuneți că să nu ne adunăm nu știu unde și unii au ridicat o dronă și l-au văzut pe băiatul ăla că sărbătorea foarte frumos copilașe. Dar aia cu sparanghelul, tot spun mereu, faptul că într-o noapte au plecat unii de la Suceava și a doua zi erau nu știu pe unde în Germania, l-a cules sparanghel și nimeni nu i-a oprit, i-au făcut pe unii dintre români să spună, băi, nu se poate așa ceva, ce ne spuneți voi și ce faceți de fapt? Și atunci de aici să pleacă cu neîncrederea și cu faptul că suntem indisciplinați, unii dintre noi. Da. Păi, dumneavoastră, dați exemplu de la policlinica din 23 august. Păi din, și acum e tot la fel, duceți-vă să vedeți. Când lumea stătea, dar asta numai, domnul Ivan, eu sunt convins că mulți dintre cei care se înghesuiau acolo unul dintre alții nu știau nimic, nici de cheful de la guvern, nici de Rareș Bogdan că și-a sărbătorit ziua de naștere a copilului, nici de alte astfel de situații. Ei pur și simplu se înghesuiau pentru că în gena lor asta era. Adică să fie cât mai, să poată să intre cât mai repede, să poată să-și rezolve problema cât mai rapid. Și aici este și o vina noastră, nu numai a guvernanților. De acord. Să o recunoaștem și pe asta. Da, sigur. Trebuie să ne mai educăm și noi. Da, asta încercăm să și facem. Ca să ne educăm pe noi înșine, trebuie să pornim de undeva, adică să luăm niște modele. Să luăm niște modele. Să nu facem ca în celebra butadă cu popa, adică să nu faci ce zice popa, să faci ce face popa. Știți? Aici, da, într-adevăr, guvernanții și tot ce s-a întâmplat după aceea și cu alți lideri și nu numai din zona politică, dar și formatorii de opinie care au, cum să spun eu, au insinuat că acest virus nu e chiar așa și că n-ar produce atâta rău în societate. Ceea ce i-a demobilizat pe mulți. Rău sau bine, virusul ăsta, de virusul ăsta e rău sau bine. Restricțiilor au ieșit fără să se mai protejeze niciun fel cine spune că nu există virusul ăsta, greșește. Domnule profesor și domnule Minică, luăm o scurtă pauză de publicitate, refacem puțin cadrele aici și revenim
în partea a doua a emisiunii noastre o să avem și o invitată, nu vă spun deocamdată despre cine e vorba, dar o să fie interesant. Pauză și revenim. Bună seara din nou, dragi prieteni, am schimbat puțin cadrul, iată-ne puțin altfel așezați în această parte a doua emisiunii noastre Sens Direct. Asta pentru că încet, încet la noi în platou începe să revină normalitatea aia pe care o știam noi dinainte de începutul pandemiei. Mă rog, înțeleg că această pandemie există așa la modul de discuție pentru că din punct de vedere al legii, ea nu este declarată, nu există nicăieri scris pe hârtie de către cineva cu răspundere care să spună, bun, în România avem epidemie și pentru că virusul a atacat global, se numește că am intrat și noi în rândul oamenilor și suntem în pandemie. Nu există nimic scris din acest punct de vedere. Cu alte cuvinte, dacă la un moment dat simțiți nevoia să dați în judecată pe cineva pe baza acestei chestiuni, pierdeți timpul pentru că nu există faptic, dacă doriți, decretat această stare de lucru. E la nivelul de retorică, de discurs, mai mult sau mai puțin oficial, dar există în inima noastră, ca să zic așa, pentru că iată-ne pe toți cuplați cumva la această stare mondială de pandemie, altfel cum să zicem că n-avem cum. Alături de noi în această seară se află doamna avocat, pe care nici nu știu cum o cheamă acum. Trifu. Doamna Trifu. Au fost aici dispute între sărmână doamna Trifu, Irina Trifu, o mai veche cunoștință de-a noastră, s-a întors alături de noi în platou. Îi mulțumesc pentru efortul pe care îl face să fie aici. Mă bucur aici că am venit. Data trecută ne-am folosit de mijloacele informatice, mijloacele tehnice. N-a fost rău nici atunci. Nu a fost rău nici atunci, așa. Da. Să ne vedem unul cu altul. De asemenea, se menține împreună cu noi prin intermediul electronicii, prin Skype, este domnul profesor Iosif Călin. Bună seara din nou, domnule profesor, cum v-am spus, este și doamna avocat Trifu alături de noi. Iată-ne cumva într-un cadru mai aproape de ceea ce ne doream cu toții, zisa normalitate pe care o tot invocăm, care, cum ziceam, domnule profesor și stimată doamnă avocat, ar putea să fie cumva diferită față de ce știam noi acum un an, doi sau trei, când stăteam aici cu orele și făceam emisiuni. Dar nu contează, important e să meargă treaba înainte. Aș vrea să discutăm un subiect pe care și pe dumneavoastră vă întreb din punct de vedere legal și l-am dezbătut puțin mai devreme și cu invitații mei de dinainte, din partea întâi, și anume că nouă ni se spune că astăzi am făcut de pildă, oficial, la orele 1, știți că vine acel grup de comunicare strategică și informează poporul român în legătură cu ultimele evoluții ale zisei pandemii. Și avem un număr de 13.100 și ceva de teste raportate ca fiind făcute, din care 13.000 s-au extras vreo 614 pozitiv declarații. Am făcut un exercițiu aseară, întâmplător, vorbeam cu cineva la telefon și ne dădeam seama de următoarea situație. Că, de pildă, la Buzău, Buzău, județul nostru, în fiecare zi se fac în medie 100 de teste. 100. 100 asta de teste poate să fie odată 120, probabil poate să fie odată mai puțin în weekend, 90, 80, 70, nu contează. La fel și la Vrancea, cum m-am interesat, la fel și la Galați, cam așa stau lucrurile și la Brăila. Deci, în medie avem, ca să fiu eu băiat de treabă, 150 de teste. Ori 49 de județe ne dau vreo 6.000 de teste. Unde sunt restul de 13.000? Asta nu pricep. Ca și rezultat vă referiți sau ca și... Ca și număr de teste făcute pe zi. Ca și număr de teste făcute. Se 24. Mai fac la București. Se mai fac la București. Gândiți-vă, sunt teste care se fac și la București. Și acum ați întrebat la Direcția de Sănătate Publică, nu m-am interesat câte teste se fac într-adevăr pe zi. Pot să întreb, că nu mai dă răspunsul ăsta. Săptămâna trecută nu se mai dă răspunsul la O să vă răspund eu, mă interesez și o să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Aștept nu am știut, n-am urmărit partea anterioară. Să întrebați direct la grupul ăla de... Și chiar... Nu,
Ni s-a spus că nu mai putem să aflăm aceste date pentru că ele sunt centralizate la grupul ăsta respectiv și numai de acolo putem să le aflăm la un moment dat. Am înțeles. Că eu vreau să fac așa, o medie, să văd de, pe ce bază aflăm noi rezultatele astea, să vedem dacă cifrele... Gândiți-vă că mai sunt și testele la laboratoarele private și în cazul în care... Eu personal mi-am făcut test la laboratori privat, deci sunt și acolo. Și în cazul în care de acolo iese un rezultat pozitiv, se sesizează autoritățile, deci sunt numeroase persoane care fac și la test la laboratoarele private. Gândiți, ar trebui să sunăm și în Buzău și să sunăm la fiecare laborator privat să luăm și de acolo date. Cu siguranță și ei raportează. Foarte puține, vă garantez că se fac la laboratoarele private. Extrem de puține, de ordinul zecilor în toată țara în 24 de ore. Nu se fac în masă. Nu se fac în masă. Cât v-a costat un test așa? În jur de 300 de lei testul pentru vedeți? COVID și până în 100 de lei costă testul pentru anticorpi. Deci da. Pentru a vedea doar dacă ai avut boala și acum ai anticorpi. Nu e chiar la îndemâna oricui așa să facă testul. Da, eu l-am făcut pe cel pentru anticorpi. Da. Eram curioasă dacă știți am avut cumva boala să stau liniștită. Să știți că am și eu curiozitatea asta și știți de ce am curiozitatea. Și am zis că pentru 100 de lei. Și ați fost răcit în iarnă. Și eu la fel. Și am zis, mă, dar dacă ai fost răcit COVID. Și nu e așa am crezut. Și da. În felul ăsta, dumne, nu mai am grijă asta mare. Uite că am da. Și eu niște... Da. Surpriză, ne spun anumiți specialiști că anticorpii ăștia nu durează decât vreo 6 luni, așa, după care trebuie să mai să fii atent că s-ar putea să iei altă și mai alt ceva. Tip de coronavirus. Da, ăsta e foarte pervers, nenorocitul ăsta de coronavirus, schimbă formă, nu mai recunoaște vaccinul, că de-aia nu găsesc ăștia vaccin și probabil e ca HIV-ul, că și HIV-ul tot așa face și de-aia n-au găsit ăștia vaccin. Spun niște specialiști pe care îi citează toată lumea. Părerea mea personală, acum, nici ca medic, nici ca avocat, nici ca politician, strict personală, este că acest virus vom putea scăpa de el, să zicem așa, doar prin imunizarea populației. Imunizarea lentă, că asta s-a și dorit, să nu se facă o imunizare și o îmbolnăvire bruscă pentru ca sistemul de sănătate să intre în colaps, ci s-a încercat o imunizare progresivă și doar așa vom putea trece peste această perioadă în situația în care ne vom îmbolnăvi, să zic așa, ușor, ușor cu toții. Sperăm că vor fi cât mai mulți asimptomatici. Și nu doar eu cred că gândesc așa, pentru că în alte țări și la noi, în alte județe, în cazul unei anchete epidemiologice, de exemplu, dacă un pacient este depistat pozitiv, se face acea anchetă epidemiologică. Da. Sunt, să spunem, 20 de persoane da. Care au intrat în contact cu el. Ei bine, la Vrancea, cred, și la Brăila, atât da, aveam eu informații, nu se fac teste de COVID decât celor din cei 20 care sunt simptomatici. Pentru ceilalți restul, li se recomandă izolarea la domiciliu 14 zile, 2 săptămâni. Da. La Buzău nu se face așa. Nu. Deci la Buzău se testează toți contactii rezultați din ancheta epidemiologică. Da. Acum, nu știu ce să zic, aș zice că e mai bine ca la Vrancea. Dumneavoastră ziceți că e mai bine ca așa la Vrancea. Așa zic eu, v-am zis. Nu, că e mai bine ca la Buzău, că stai, că panică, că nu știu ce. Și tot așa, și tot așa. Adică un pacient asimptomatic internat în spital, gândiți-vă că ocupă... Asimptomatic, deci asimptomatic, ajunge acolo un fel de hotel la care omul mănâncă, bea, stă de vorbă cu celălalt asimptomatic lângă el. Deci asimptomatici. Nu chiar așa. De ce? Oamenii asimptomatici care au fost în spitalul de la Râmnicu Sărași, am avut aseară invitată, colega mea a avut invitată pe doamna Cristina Vasile, dacă ați văzut, de la Crucea Alb Galben. Nu e foarte traumatizant și asimptomatic și complet sănătos fiind să stai acolo. Păi eu de ce zic să nu stai acolo? Păi să nu stai acolo, păi asta am spus și eu, asimptomatici, să stai acasă. Ce scuze, n-am înțeles eu păi bine. Păi tocmai asta am zis, traumatizant, asimptomaticul, trebuie stat acasă. Dacă prezintă simptome, orice mică simptomă, sunt de acord să fie, cred că și el, acel asimptomatic, e de acord să fie internat. Da. Dar asimptomaticii nu au, pentru că va intra în colaps și sistemul de sănătate. Și sunt persoane care chiar au nevoie, adică lumea nu-și mai rupe mâinile, nu mai face apendicită, nu mai... Păi știți povestea de la Colentina? Bineînțeles. În perioada în care încă nu creștea exponențial numărul exponențial de confirmați dintre ăștia, cei de la Colentina făceau grevă, personalul medical, nu mai țineți aici spitalul închis, că noi trebuie să salvăm niște oameni, că e treaba noastră. Da. S-a și încercat așa, s-au luat măsuri. S-a început în pandemia asta în forță, s-a început cu foarte mare frică. A venit din China
Dacă probabil nu se luau măsurile astea, lumea ar fi strigat pe partea cealaltă. Asta v-am zis, a fost o părere personală. Da. Acum, poate dacă situația era inversă, ne întâlneam aici și începeam. A, păi de ce nu i-au luat asimptomatici, știți? Domnul profesor. Ne trezeam certându-ne pe altă temă. Sunteți de acord cu doamna avocat? Că mie mi se pare că așa trebuie pusă problema, un pic mai modern, adică un pic mai adaptat la noi realități. Așa cum spune doamna avocat. Da, și eu sunt de acord cu doamna avocat. Asimptomaticii ar trebui să fie postați în izolare la domiciliu și nu internați la oaltă în spital cu cei care prezintă simptome sau chiar cu cei care sunt grav bolnavi. De acord. Deci, dar da, o izolare serioasă, se, adică nu... Este o decizie care, în primul rând, nu mai aduce atâtea... atâta presiune asupra sistemului medical. Persoanele care sunt asimptomatice nu prezintă un risc iminent. Da. Și de aceea ar trebui să fie lăsați în familie și izolați la domiciliu. Și în al treilea rând există această, cum să spun eu, stare de spirit în rândul celor care stau internați într-un spital și 14 zile, știți cum se spune popular, freacă menta și n-au nimic acolo. Nu mai avem mentă suficientă la vreme de pandemie pentru a o freca, dar să știți că doamna avocat nu e chiar de acord cu dumneavoastră așa în punctele esențiale. Deci, de ce nu? Referitor la izolarea în familie, da. Pentru că ar trebui toată familia izolată. Stați puțin, domn profesor. Exprimarea mea a fost greșită. Izolarea la locuință, dar fără să intre în contact și cu familia, în cazul acesta și familia trebuie izolată. Și cum îl faci, cum fără să îi facem ieșire separată, îi dăm drumul pe în curte, pe în spate, cum? Dacă se găsesc soluții. Doamne, dacă avem curte, dacă stăm la bloc, Avut și vecini și cunoștințe care au găsit soluții. Unul a plecat la țară, altul, nu, există soluții, hai să fim serioși. Da. Dar poți, în situația asta, cel care nu are posibilitatea aceasta pentru a-i proteja pe ceilalți, poate voluntar să dorească internare. Deci nu excludem. Se poate și asta. Păi, vedeți, mă duc la spital acolo, să găsesc soluții? Cine știe ce complicații survin, hai să mă stau acolo. Da. Sau poți să stai 2 săptămâni în izolare cu tot, cu familie, dacă dorești. Acum să pune problema când te mai primesc ăștia în spital, te trimit repede. Ce cauți mai aici asimptomaticul? Spui că tușești. Nu merge. Nu, că te pune să tușești. Glumesc, nu? Și să vede la... Nu e nici chiar așa. Să încercăm să luăm legătura cu domnul cercetător, da? Costel Vânătoru. Și să vedem ce ne spune domnul Iesan. Între timp, avem câteva înregistrări făcute de colega noastră, pe care, dacă le aveți la îndemână, stimați colegi, v-aș ruga să le punem în undă și să le comentăm încet, încet, așa, da? Le pregătim. Da? Hai să vedem această înregistrare. Este cine? Spuneți-mi. Doamna Fericea Vasile, directorul medical de la spitalul dedicat COVID din Râmnicu Sărat, COVID-19. Okay. Domnia sa o să ne spună de acolo, din mijlocul situației, cât de greu începe să devină să fii lucrător în sistemul medical de la Râmnicu Sărat, din spitalul acela. Căldură mare, echipamentele acelea sunt îngreunează cu totul munca fiecăruia dintre lucrătorii de acolo, că sunt medici, că sunt asistente, că sunt infirmiere, că sunt oameni care se ocupă brancardieri sau ce ori mai fi oamenii pe acolo, e foarte greu. Pe urmă, să vedeți că și comunicarea dintre persoane este foarte îngreunată. Măștile alea distorsionează pur și simplu vocea, nu înțelegi nimic. E ca în Star Trek la un moment dat. Respiri greu ca ăla, ca Darth Vader, da? Adică râdem, glumim, dar e complicat. Am avut o știre zilele trecute care spunea că un asistent din ăsta medical, săracu, a leșinat la propriu cu costumul ăla pe el. Noi zicem, domnule, ce, păi aia, o chestie de asta, o pelerină de plastic, o pune pe el pe acolo și se vândă. Nu e așa. E aproape ca la cosmonauți, pentru că, ce să vedeți, de pildă, orice asistent este obligat acum să aibă 2 perechi de mânuși dintre acelea de cauciuc de unică folosință. Faceți un exercițiu acasă, puneți-vă 2 rânduri de mănuși de tipul acesta și încercați să prindeți vena unui pacient, să-i puneți o perfuzie. E o aventură întreagă, e o nebunie pur și simplu, înțelegeți cât e de greu, nu poți să iei tensiunea. Vin
La un moment dat sunt niște aparate dintre astea care, cu care ți-a nivelul de oxigenare a sângelui, se numește saturație în termen medical. E un aparat, se pune pe deget așa. Da, e cumplit să potrivești toate alea, e cumplit să vii la... Medicul stă de la distanță și vorbește cu tine, cântă ceva? Deși au experiență, să știți că sunt oameni și este foarte greu, da. Pe urmă. Doar că, mă rog, nu stau chiar 12 ore cât e tura în acel costum, mai fac cu schimbul, mai intră la pacienți, mai merg în camerele lor speciale. Nu știți cum e într-un spital dintre ăsta. La un moment dat, într-un spital dintre ăsta, mai ales dacă sunt asimptomatici care să fâții, n-au stare. Ori și unde te poți întâlni cu ei, nu, da? Ăla e pozitiv. Ăla te sună de 20 de ori. Te îmbraci și te dezbraci de costumul ăla de te apucă disperarea. Oamenii ăștia nu pot fi chinuiți în halul ăsta, nici ei atâta vreme. Și știți ce e cel mai nenorocit lucru? Faptul că toată lumea s-a așteptat să fie bine și noi o luăm cu numărul de infectări în sus, adică spre rău. Și asta ne distruge mental, cum să zic. Nu știu dacă se observă asta la nivelul oamenilor din sistemul medical, eu zic care s-o observă. Sistemul medical, da, pentru că așa am crezut că pe stradă așa lumea are păreri diferite aici, e de discutat foarte mult. Nu, dar în sistemul medical pe ei vreau să-i pun în valoare în această perioadă. În sistemul medical acum, cel puțin la Buzău, nici măcar nu se mai testează cadrele medicale decât cele asimptomatice. De cele simptomatice. Simptomatice, atât. Sigur. Tocmai de frica probabil a nu ieși testul pozitiv și a rămâne fără cadre medicale, că eu sunt convinsă că mai sunt printre ei. Da, dar dacă oamenii sunt asimptomatici, asta e viața, cu riscul de rigoare. Bine, dar pot, da, chiar dacă ești asimptomatic, pot... Acum, dincolo de toate testările astea și de... Cred că cel mai important, deși aici l-aș introduce sau reintroduce din nou în discuție pe domnul profesor Iosif Călin. Bine, noi testăm, doamna avocat, testăm și ce zicem? Știm că din 13.000 am depistat atâția și pe ăștia îi luăm, îi izolăm, hai să ne facem o lege, ce facem cu ăștia care îi depistăm și nu știu ce. Bine, ca să avem însă de făcut o strategie pe termen mediu în legătură cu pandemia asta, noi trebuie să facem o testare dintre asta care să ne spună cam care e rata de infectare și care este tabloul de peste o săptămână, două, trei, ca să poți să iei niște măsuri de dinainte. Păi da, dar știți de ce nu se face? De ce? Pentru că scopul nu e vindecarea și eradicarea bolii prin tratament. Scopul este imunizarea populației prin îmbolnăvire. Și nu spun. Păi, dar e logica asta, asta se vrea și la nivel european. Pentru că nu se poate. Adică singura modalitate este de a ne îmbolnăvi ușor, ușor cu toții și de a ne vindeca unii de la natură și unii prin spital. Nu există posibilitatea eradicării. Că păi nu atunci avem... pierdem timpul cu izolările astea. Nu pierdem timpul, pentru că altfel am atacat sistemul sanitar și ar intra în colaps. Da? Deci dacă s-ar îmbolnăvi acum 5.000 de bătrâni care ar avea toți nevoie de intubare, da? Atunci am avea probleme. Asta se dorește cu izolarea. Lungirea cât mai mult, știți, panta aceea ascendentă. Eu știu ce îmi spune Trebuie întinsă pe o perioadă cât mai lungă. Deci tot atâta număr de bolnavi vom avea în România. La 22 de milioane cât suntem, nu știu câți vom fi bolnavi până la urmă. Eu am înțeles, ca să reziste ATI-ul. Da, asta e singurul lucru. Da, asta s-a făcut și în Franța și peste tot în Occident, așa au scos-o. Da? Dar, pe de altă parte... Și unde se testează toată populația? În Luxemburg. Am ajuns ca Luxemburg. Bine, doamne. Ați înțeles? Deci în Luxemburg, acum se testează și au trimis științări acasă, nu e obligatorie, ci voluntară, gratuită, da? Și se testează toată populația. Nu, pe termen lung trebuie să-i lăsăm pe oamenii activi și care n-au probleme să viețuiască, să lucreze, să facă, să-și ia virusul, să-și facă anticorpi. Deci sunteți de acord cu mine, nu? Înțeles. Și ce? Și să-i protejăm pe vulnerabili. Da. Păi și ca să facem asta, trebuie să vedem care sunt vulnerabili și cum îi protejăm pe vulnerabili. Vulnerabili sunt cei cu alte boli, sunt cei vârznici, copii. N-am vrut să spun așa ceva, străinul Churchill și ăștia au interpretat că vrea să-i bage pe bătrâni în ghetouri. Omul încerca să spună, domnule, uitați cam care e situația. Avem o serie de oameni cu vulnerabilități și trebuie să-i facem cumva, să-i protejăm într-un loc. Și oamenii au înțeles că să-i ducem în lagăr. Și l-au făcut praf pe străinul Churchill. Bine, probabil nici străinul Churchill nu avea... N-au să exprima prea bine, probabil. Da, n-avea ideea bine conturată și când a dat-o, cum o fi dat-o... Era doar o idee. Eu am căutat declarația, dar nu mai găsesc. A și scos-o, a și dispărut declarația. Alături de noi este cercetătorul Costel Vânătoru. Bună seara, domnule Vânătoru. Bună seara,
dumneavoastră, dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Bun. Ieri a fost la Vrancea, la colegii noștri și vecinii noștri de județ, la Vrancea, ministrul dumneavoastră de resort. Da? Îl știți pe domnul Oroș, da? Îl cunoașteți? Da, da, da. Domnule Bunător. Și, printre altele, s-a adus în discuție și chestiunea numită Banca de Geni. Are o denumire mai lungă, dumneavoastră o știți foarte bine. O instituție aflată acum într-o situație, după părerea mea, hilară, am mai discutat subiectul acesta, sunteți deocamdată unicul angajat al acestei societăți și domnul Oroș a spus, domnule, o să ne mai gândim dacă o înființăm sau nu, deși există o lege de înființare ei, dată de celălalt guvern, a fost o decizie politică, etc. Vă invit, domnule Bunătoru, și dacă sunt pregătiți colegii mei, există o știre de la Râmnicu Sărat pe această temă, de la Focșan pe această temă, în care domnul ministru explică exact care este problema cu banca de gen. Avem pregătită materialul? L-avem? Imediat. Deci, în esență, spunea așa, domnule Costel Bunătoru, că este estimabilă activitatea dumneavoastră și vă recunoaște meritele, domnul ministru, dar că nu este necesară la Buzău înființarea unei bănci de gene, pentru că există deja una funcțională la Suceava, la Suceava acolo, la domnul Flutur, și care face față necesităților pe acest palier de lucru pentru țara noastră în acest moment. Și drept urmare, domnia sa își rezervă dreptul, ca să zic așa, să mă repet puțin, dar n-am ce face, de a se consulta cu specialiști și de a vedea dacă, când și dacă mai este necesară înființarea respectivei bănci de date, care a fost o acțiune politică și că și dumneavoastră ați fost în mijlocul unor decizii politice. Și cam asta e declarația domnului Oroș, da? Dacă e pregătită. Haideți să o auzim pe de-a întregul, domnule Bunătoru, și apoi o comentăm, da? Cu mult drag. Bine. Aproape 26.000 de hectare de culturi agricole din Vrancea au fost calamitate de seceta puternică din acest an. Este vorba în principal de culturile însămânțate în toamnă, suprafețe întinse fiind calamitate în proporție de peste 75%. Fermierii din Vrancea au putut să-și spună păsurile direct ministrului agriculturii, Adrian Oros, care s-a aflat ieri toată ziua în județ. Toți cei care au înregistrat pierderi din cauza secetei prelungite vor fi despăgubiți, a transmis ministrul agriculturii. Județul nostru n-a fost ocolit de această secetă, sunt peste 25.000 de hectare, aproape 26.000 de hectare, care au fost calamitate într-o proporție mai mare de 75%. Așa cum am spus, în primăvară vom despăgubi toți fermierii care au avut de suferit din cauza acestei secete pedologice, extreme și puternice, care spun specialiștii. Da, s-a produs o extorsiune a degajamentului, s-a pus caseta pe partea elaltă, știți, când eram copii, caseta se punea pe fața A și pe fața B. S-a introdus cu fața greșită, ca să zic așa, domnule Costel Bunătoru, credeți-mă pe cuvânt, până găsesc colegii mei pasajul care ne interesează. Asta a spus domnul Oroș și vă citesc din memoria care încă nu-mi joacă feste. Da, avem pregătit pasajul respectiv. Haide să totuși acum poate trage mai bine. Ia. În România există o bancă de gene funcțională care este racordată la tot ceea ce înseamnă sistem internațional. Este la Suceava, banca de gene. Și dacă la un moment dat va fi necesară o a doua bancă de gene, cu siguranță această dorință va veni din partea celor care se pricep la așa ceva. Banca de gene de care dumneavoastră mă întrebați a fost o hotărâre de guvern, deci n-a fost niciodată ceva concret, a fost doar o hotărâre de guvern. Inițial a fost închisă. Banca de gene de la Suceava n-a mai fost considerată de interes strategic, printr-o decizie politică a fost considerată de interes științific și de sub tutela Ministerului Agriculturii a fost trecută la ASAS și s-a creat dintr-o dată oportunitatea de a face o altă bancă de gene care să fie de interes strategic. Dacă, repet, Academia și cei care se ocupă de cercetare în această zonă vegetală, în genetica vegetală, o să vină la Minister și o să ceară și o să fundamenteze că este nevoie de încă o bancă de gene de interes strategic, cu siguranță că Ministerul
nu va ocoli acest subiect. Mai ales că și eu vin din învățământ, din cercetare, știu ce înseamnă acest lucru. Dar, repet, deocamdată avem o bancă de gene funcțională care are o capacitate de a... mult mai mare. În acea bancă mai există facilități pentru a se stoca multe alte tipuri de semințe. V-am spus ce s-a întâmplat. S-a mutat o bancă de gene care exista, a fost dată la o parte pentru a se crea oportunitatea altei bănci de gene, fără să fie o fundamentare, și este scos în față un cercetător absolut respectabil, domnul Vânătoru, care își face treaba, care este respectat în mediul academic, dar este scos doar așa, ca să acoperă altceva. Domnul Vânătoru și-a prezentat o lucrare acolo, la această sesiune de științifică, în care Academia și-a prezentat concluziile lucrărilor, studiilor de cercetare, care oarecum se pliau pe fenomenul de secetă. Iar domnul Vânător a prezentat toate plantele care au fost aclimatizate și care ar rezista foarte bine și ar avea producții foarte bune, chiar în situații de secetă. Dar domeniul discuțiilor s-a răsfrânt doar în zona aceasta de cercetare. Nu a fost abordată deloc problema băncii de gene, deși eu am stat acolo aproape 40 de minute în sală. Este nevoie să mai facem o bancă de gene. Dacă este, o să o facem. Dacă nu, și încă, acea bancă de la Suceava, care, repet, este racordată la tot ceea ce înseamnă genetică vegetală la nivel, în toate organismele internaționale, atunci va rămâne o perioadă aceea. În momentul când capacitatea ei de depozitare și de muncă va fi depășită, o să mai facem una. Da. Domnule Vânătoru, cred că acum am reușit să limpezim lucrurile în ceea ce privește declarația domnului ministru Oroș. Și domnia s-a spus, nu? Exact ce am încercat și eu să relatez, și anume faptul că deocamdată nu e nevoie, spune domnia sa. Dar dacă academicienii vor spune că e nevoie de o nouă bancă de gene, o să o facem. Deocamdată e funcțională aia și nu e plină, cea de la Suceava. Și că s-a creat o oportunitate, s-a mers pe o decizie politică de a scoate o bancă de date de sub tutela Ministerului Agriculturii și ducerii în altă parte, ca să se creeze oportunitatea de a face o altă bancă la Buzău. Acum, v-aș ruga să comentați și dumneavoastră că așa e corect, punctul de vedere al ministrului cu punctul dumneavoastră de vedere. Vi-l ascult. Da. Domnul ministru face referire la o prezentare de luni de la Ministerul Agriculturii, care a avut cu tot o altă tematică, cum și dumnealui bine a spus acolo. Am fost și eu solicitat să fac o prezentare alături de ceilalți colegi din cercetarea românească, dar sigur nu s-a discutat despre banca de gene, ci despre resursele genetice pretabile pentru care să facă față la schimbările climatice, la stresul termohidric. Deci o discuție total, deci practic am avut o întâlnire pe alt subiect. Bun. Alt punct de vedere, faptul că s-a interpretat că sigur, vorbim de o acțiune politică și că eu aș fi băgat în față și implicat în niște, și eu, acțiuni politice, aici nu sunt de acord cu domnul ministru, pentru că banca de gene sau proiectul acesta nu are treabă cu politica, doar politica ar trebui să-l susțină. Vorbim de cea mai importantă resursă a unei țări, de pâinea cea de toate zilele, de semințele care asigură mâncarea poporului, și sigur, aceste resurse trebuie bine păstrate și nu vorbim de un proiect politic, vorbim de un proiect științific, de un proiect economic, de un proiect de țară. Acum să facem o distinție între banca de gene de la Suceava și ceea ce dorim noi să punem pe picioare la Buzău, iarăși vorbim de două lucruri diferite. La Suceava nu vorbim de o bancă de gene, ci vorbim de un depozit. Ea a fost creată ca un depozit pentru a stoca resursele din domeniul cerealier, de la cultura mare. De altfel, acolo a fost o stațiune care aparținea de Cundulea, în cadrul căreia s-a înființat această bază de stocare, de depozitare a resurselor genetice de la cultura mare. Între o bancă de gene și un depozit este o mare diferență. În toată lumea sunt bănci de gene pe domenii și bănci de gene acreditate.
Da, putem vorbi de banca de gene sau știu eu, depozitul de semințe de la Suceava, că este probabil raportat la nivel internațional, dar nu și acreditat național și internațional. De altfel, nici o stațiune și nici un institut din subordinea Academiei de Științe cred că nu mai este acreditat de foarte mulți ani. Nici stațiunea noastră de la Buzău, cred că până în 2005 nu mai avem acreditare. O bancă de gene acreditată științific și tehnic trebuie să treacă prin multe, multe evaluări. Deci, practic, sunt lucruri diferite și cred că domnul ministru nu are vină în treaba aceasta. A fost informat de cei care se opun acestui proiect și știm care este interesul acestor opoziții, pentru că vorbim de România transformată ca o piață de desfacere și în România, așa cum știți, se vând cantități mari de semințe din afară și probabil că această bancă de gene în timp ar afecta acești mari distribuitori de semințe care vin în România și se încearcă prin un război între noi, cei de la Buzău și cei de la Suceava, iar cei care sunt autorii acestei opoziții, cei care se împotrivesc acestei bărți de gen, stau undeva după perdea și aruncă astfel de, sigur, de semnale din acestea ca noi să încercăm să ne certăm, dacă s-ar putea, deși suntem colegi și ne respectăm, și să nu se facă acest proiect. Că banca, că știu eu, Suceava mai are loc, aș vrea să spun că cel mai mare depozit, deci banca de gene de la Svalbard, deci depozitul de gene de la Svalbard din Norvegia, doar 18% este, sigur, ocupat până acum. Deci ideea aceasta că avem unde să depozităm, nu stă în picioare. Dacă cel mai mare depozit al lumii, coordonat de americani, doar e sub 20% ca și grad de ocupare, asta nu înseamnă că nu s-au făcut alte bănci, nu se fac bănci de gene. Noi ar trebui să avem bănci de gene acreditate internațional pe domenii total diferite față de depozite și sigur Buzău are tradiție și ce aici... Ce veți face mai departe în condițiile în care ați ascultat punctul de vedere al ministrului care a spus, domnule, noi așteptăm să ne spună academicienii cum să procedăm și prin urmare așa vom face. Ce urmează să faceți? Nu aștept răspunsuri așa înălțătoare, pentru că noi după 90 am fost și chiar din zona Academiei, au fost învățați cu desfințarea unităților de cercetare și nu cu a face ceva în folosul țării sau pentru cercetare. Dovadă că am pierdut peste 60 de stațiuni și de institute de cercetare din România. E greu ca să vii să spui că ar trebui să facem ceva după ce ne-am învățat cu desfințarea acestor unități de cercetare. Am înțeles. Dar, sigur, sperăm. Sperăm și credem că întrebarea se vor lămuri lucruri. Pe final era ce veți face în continuare, mâine, poi mâine, în legătură cu chestiunea asta. Chiar am pregătit o adresă pe care mâine o să o trimit la minister și sper să primim aviz favorabil în care solicităm din nou ca să ni se dea voie să angajăm personal, să putem debloca acest proiect, să începem activitatea așa cum prevede hotărârea de guvern de înființare a băncii. Domnule profesor Călin Iosip, aveți al întreba ceva pe domnul vânător, pe domnul cercetător, că dacă nu l-aș lăsa, că știu că este foarte ocupat, cu greu am reușit să-l prindem, fie și telefonii. Vă ascult, domnule Iosip, dacă avem o întrebare. Este domeniul meu de competență, domnule. L-aș întreba chestiuni care nu țin de neapărat de domeniul... Am înțeles. De specialitatea dumneavoastră. Ok. Domnule vânător, vă mulțumesc foarte mult. Aștept vești de la dumneavoastră. Sigur că au fost momente în care și aceste inițiative au fost sau nu speculate politic. Poate că banca asta de gene a fost înființată. Da. Unde, de ce sunt eu supărat? Vă rog, pe scurt. Un proiect ca acesta la Buzău ar trebui să fie susținut de oricine are putere de decizie, de orice formațiune politică, plecând cu Partida Romilor, care cu președintele care ar trebui să facă un demers către centru, cu prefect, cu primar, cu președintele Consiliului Județean, cu orice formațiune politică, ar trebui
știu eu, să facă demersuri, să meargă acest proiect mai departe. Dacă eu nu sunt persoana potrivită și sigur se crede că aș avea nu știu ce interese, mă dau la o parte, pentru că nu țin neapărat ca eu să conduc sau să fiu în fruntea acestei unități. Dar ar trebui ca acest proiect să meargă și, sigur, stau să mă gândesc, președinți de partid acum care așteaptă voturi, de ce nu pun mâna pe telefon să sune la centru și să spună, domnule, stai, că cunoaștem acest proiect, cunoaștem ce se întâmplă și că ar trebui să demarăm, să dăm drumul la acest proiect. Aici este supărarea mea, pentru că nu am văzut o emulație a liderilor politici de la Buzău care ar fi trebuit să facă acest lucru și, sigur, neamul românesc îi va pomeni. Da, mulțumesc, pentru că mulțumesc. Proiect de țară. Mulțumesc, domnule Vânătoru. Da, e un subiect asupra căruia ar trebui să medităm cu toții. Câtă vreme acest proiect, mă rog, nu mă pricep foarte bine eu și n-am să mă arcuiesc să îmi dau cu părerea cât de oportun e sau nu e. Dar cel puțin teoretic, doamnă avocat, orice investiție făcută de indiferent ce guvern și ce culoare politică ar avea, ar trebui susținută de noi de aici, așa, pentru că vin niște bani pur și simplu în județul ăsta și nu pleacă. Asta da, s-ar putea întâmpla, da. Pentru că se duc bani, într-adevăr, nu vorbesc de acum, nici de acum 10 ani, nici de acum 5 ani, vorbim în general, s-au alocat bani pentru diverse alte activități. Într-adevăr, nu știu, nu este domeniul meu să pot să spun dacă este utilă, nu este utilă. Oricum, sigur, e mai utilă decât o altă drăgaică sau un alt concert sau un alt... la modul ăsta. Și concertele au utilitatea lor, și drăgăicile astea, până la urmă, toate au o anumită utilitate. Am înțeles, da. E o problemă de oportunitate. Când alegem. De exemplu, mă uitam acum, am stat întâmplător pe acolo. Mergeam la Drăgaică, știți, și puteam să mergem și fără să avem artiști foarte cunoscuți și plătiți foarte, și foarte e. Mult. Am zis și parcă eu la vreme. Parcă n-avem canalizare pe toate străzile, știți? Ne mai uităm așa un pic și unde stăm și ce e în jurul nostru și pe urmă poate aducem artiști mai consacrați. Sau facem o bancă de gene, zic. Sau măcar una mai mică despre sau una mai mică, da. Una despre gene, dar să facem ceva... Da. Care să ne folosească concret, nu? Adică, de exemplu... Spune, când ai un venit mic și acasă, în familie, te uiți și îl drămuiești, te uiți care nu? Sunt nevoile de bază. Adică ce fac eu și acum? Și apoi ajungi să iei nu? Ciocolată, nu? Deci am 5 copii, nu? Păi ce fac? Îmi iau o pereche de Adidas de mare angajament sau le iau ghetuțe la ăștia 5 de bani? Și dacă mai am o diferență pentru restul... Pun deoparte și mai fac un credit la bancă și mi-au un Adidas mai bun. Da. Da, am văzut că s-a deschis, de exemplu, pasajul ăsta de la Bisericuța Copiilor, de la Catedrala Sfântul Sau, nu trece nimeni. Am văzut pe Facebook, ba da, copii se pozează. Înăuntru? Da. Da, dar în rest, adică... Copii se pozează, o să merg și eu, băiețelul meu. Duceți-vă, că după aia să te faci expoziția acolo, că altceva da, da, da. Mergem să ne pozăm. Mai bine făceam ceva, la mai astupam ceva, domn, nu? Cum, nu? Niște gropi sau... Nu. Adică... Lăsați pasaj, vreat, nu. Vă place? Să mă plimb cu Matei, dar n-am ajuns încă. Nu, v-am spus, nu-i vorba că îmi place sau că nu-mi place. Eu mă gândesc ce este util și necesar. Da. Cineva comentează așa, domnilor, are dreptate domnul ministru în legătură cu banca de gene. Domnul primar s-a urcat în spatele domnului Vânătoru, care este un monument de corectitudine. Munca unui om de o viață i-a fost terfelit, a fost folosit, a fost sacrificat pentru ce? Ca să iasă domnul primar în față să pară interesat. Păi nu, dar era chiar interesat, pentru că aici nu... N-avem a critica pe primar. Au zis, bă, dau un sediu, vi-l pun acolo. Discuțiile, dacă vreți, pe banca asta de gene au fost că nu știu ce de desuturi are. Ascunde această inițiativă. Dom'le, hai să ne fim foarte, foarte transparenți. Punem, să vină tot să spună pe masă cât costă, ce se face acolo, ce planuri există, dacă, de ce s-a dat în crâng spațiul și nu s-a dat în altă parte, că lumea o să zică stai puțin că fac ăștia bancă de gene acolo, după aia nu știu ce vor să mai facă și ce schimbă mai vor. Schimbă utilitatea construcției. Nu, vedeți, sunt tot felul de speculații. Păi dacă sunt astea, hai să le lămurim. Și are dreptate domnul Vânător, dacă tot m-a spus aici, în moț, să fiu singur angajat, să-mi dau singur, să însemnez, că asta face omul, să duce la serviciu și să dă salariu singur, înțelegeți? Atunci nu lăsa să fiu umilit, adică să-mi tragă ăștia banca de sub picioare. Puneți mâna și cum ați ieșit și ați făcut demonstrații pe spinarea mea, puneți mâna și mă și susțineți în demersurile mele acum. Că în iarnă ați ieșit, ați făcut o scenă și m-ați ridicat acolo în brațe ca să vă pupați cu mine. Să vă vadă lumea că ați făcut demonstrații pe barba mea. Asta spun.
Nu știu acum exact, nu e domeniul meu și nu... La dumneavoastră când vreți să ocoliți răspunsul, în mod avocățesc... Nu, ați văzut și domnul Iosif, la fel, n-a avut nici dânsul întrebări, pentru că efectiv ne depășește, nu? No, e ceva ce ne... Domnul Iosif... Eu am spus că e probabil utilă. Ce ziceați, domnul Iosif? Dacă ar fi să discutăm din punct de vedere al, să zicem, oportunității economice sau politice acestei pânci de date, pânci de gene, am putea discuta, pentru că nu se leagă efectiv de, cum să spun, de specialitatea domnului vânător. Aici putem să discutăm. Este, deci, partea aceasta, stațiunea de cercetare legumicolă, există în Buzău de foarte multă vreme. Ai altceva. Este recunoscută chiar la nivel internațional. Faptul că aici s-ar fi înființat o bancă de gene numai pentru zona legumicolă ar fi fost foarte bine, pentru că din câte am mai citit și eu, dincolo la Suceava este un alt tip de bancă pentru alt tip de resurse vegetale. Deci n-ar fi fost nicio problemă din punctul meu de vedere să se înființeze și chiar actualul guvern n-ar avea de ce să se opună înființării unei astfel. Ce înseamnă ca și, și cheltuieli. Da, așa este, că doamna avocat a spus, și domnia să spune că nu e nimic greu în toată chestiunea asta, ba mai mult decât atât, cred că dacă s-ar pricepe cumva la subiect, l-ar putea și susține. Dar nu poți să-l susțin, da, corect. Nu că nu puteți, dar nu sunteți în temă și atunci nu vă băgați. Că și eu la fel ezit la un moment dat să-mi dau efectiv cu părerea. Eu spun, domnule, nu știu nici ce costuri presupune, nici de unde vin bani, nici câți angajați trebuie, nici unde se va ține. Nu am cunoștințele astea. Așa, de principiu, da. S-au aruncat niște cifre la un moment dat pe niște site-uri îngrozitoare. De 30 de milioane de euro. Nu e vorba de niciun 30 de milioane. Nu, e vorba de un milion ceva de euro toată distracția. De la 30. Da, de ce? L-am întrerupt pe domnul Iosif. Da, domnul Iosif. Nu, eu mi-am terminat. Expozeul, să zicem așa. Păi... Nu, dar e în Buzău, dacă avem puțin patriotism local, adică ce a spus domnul vânător a fost foreste corect. Toți reprezentanții partidelor politice, liderii acestora, ar putea să facă lobby pentru înființarea acestei bănci de gene la Buzău. Nu, pentru că toată populația, tot județul ar avea de câștigat. Și puțină faimă și puțină și niște locuri de muncă și niște bani la buget. Unu. Toată discuția asta trebuie prezentată mult mai pe larg. Nu numai domnul vânătorul lăsat singur să prezinte ce se întâmplă acolo. Că domnul vânătorul, ca orice specialist, se va pierde la un moment dat, oricât am vrea noi, în niște chestiuni absolut tehnice. Da. Care spune, domnule, diferențele sunt vizibile între banca de gene de la Buzău și depozitul de la Suceava. Ok, dar noi trebuie să înțelegem, domnule, noi ce trebuie să susținem aici? Și pe câți bani? Care e proiectul? Ce se întâmplă? Ce riscuri există să iasă sau să nu iasă? Și după toate chestiunile astea, în cunoștință de cauză, niște oameni să susțină sau să nu susțină proiectul. Discuția este asta pe care chiar dânsul a spus-o. M-au lăsat singur, fraților, după ce... Nu? N-a spus așa omul ăsta? Da. M-au lăsat singur să mă umilesc pe acolo, să mă duc eu să fac antecameră pe la ministrul Oroș și să-l rog să-mi pledez cauza. Domnul ministru de înălțimea domniei sale și posibilitatea de a fi preluat mediatic mă bate peste tot, pe unde se duce în conferințele de presă, spune câte una, eu nu pot să răspund decât pe aici dacă mă întreabă cineva și tot așa și tot așa. Înțelegeți? Dacă tot l-au zgândărit, dacă tot l-au luat pe omul ăsta de acolo, de la el, de la cercetare și l-au dus șef la banca de gene, atunci și susține-o. Dar nu-l lăsa singur, asta spune omul ăsta, asta îl doare cel mai tare. Și de la partidele care l-au înființat și de la partidele care s-o opun. Să nu-l lase singur. Ați înțeles? Părerea mea este că, cum să spun eu, acest fapt se datorează și tensiunilor existente între opoziție și actuala putere. Pentru că nu găsești porți deschise, nu găsești deschise ca să ridici problema aceasta a băncii de gene de la Buzău. Poate că se putea, de fapt, în mass media să se iasă mai des și să se facă, să se pună presiune pe guvernanți, inclusiv în piața publică, așa cum s-a întâmplat astă iarnă, așa se putea face și acum. Nu, astă iarnă, ca să punem lucrurile la locul lor, au venit și l-au luat pe domnul vânătorul de acasă și l-au dus pe o scenă acolo și au început să facă politică pe în jurul lui.
Omul ăsta... Nu știu dacă era neapărat politic. Păi așa s-a întâmplat. Pentru s-a că... întâmplat așa, dar... Păi dacă s-a întâmplat... Păi dacă s-a... n-a fost să fie o chestiune politică. Păi n-a vrut, dar așa s-a... Dar n-a fost organizată politic, dar s-a confiscat politic la un moment dat. Și din această pricină îi dă posibilitatea domnului ministru să spună, ați văzut mă că fac politică cu el. De aia nu ne băgăm. Pentru că este o persoană respectabilă, dar niște unii din politică îl folosesc. Asta spune domnul ministru, nu? N-a spus așa? Bun, și păi... este ceva rău că un personaj atât de bine reprezentat profesional cum este domnul Vânătorul să poată fi susținut politică, până la urmă urmei să susții politic pe cineva, este rău. Păi l-au susținut politic și acum nu mai susține nimeni, nu-i mai răspunde nimeni la telefon, nu înțelegeți. Asta v-am spus, părerea mea este că n-ai cu cine să stai de vorbă. Dacă oamenii au spus că nu, probabil că e foarte greu să îi îndupleci. Nu, părerea mea era asta. În ieșirile publice ale liderilor PSD trebuia să se susțină, și o spun cu subiect și predicat, să fie susținută în continuare înființarea băncii de gene de la Buzău și să acorde, să-și manifeste public sprijinul pentru domnul Vânător. Uitați, asta se poate face. Mi-am adus aminte și acum. Să și se facă și acum. Profit de faptul că alături de noi este doamna avocat Ripu, care este și membru PNL de multă vreme. E un liberal convins, ca să zic așa. Fără funcții mari, dar care muncește cu o sârdie la partid. Liderii dumneavoastră de partid l-au susținut pe domnul Vânătoru în declarații publice. Vă aduceți aminte? Da, știu. Ce pot să vă spun? Adică până la urmă nu știu dacă neapărat de aici e buba. Aș face o analogie între această situație și o altă situație similară, pe anumite probleme de agricultură sau pe alte anumite probleme care se ridică la noi în sediul de partid, aici la Buzău, da? Așa. Că ar exista o oarecare, nu neapărat o comunicare mai grea, ci un punct de vedere, să zicem, la nivel local, da? Care e un pic mai greu implementat la nivel național. Bun. Să încerc să... Eu. Da, deci să... nu spunem că nu există această susținere locală. Da. Da? Știu că a existat această susținere, însă probabil sunt alte impedimente la nivel național care au stopat această bancă de gene. Probabil se vor mai încerca să facă anumite... Stai să traduc eu mai direct, așa că dumneavoastră sunteți un politic. Îmi permite să vă spun, s-ar putea ca reprezentanții ai PNL din alte zone, nu neapărat de la Buzău, și eu cred că susțin inițiativa domnului Vânătoru, din alte zone care se opun acestui proiect. Nu. Și din această cauză, la nivel central, se există această atitudine. Doamna avocat, le învârte bine că se ocupă cu cuvintele și cu plasarea lor foarte bine, astfel încât să câștige procesul, ceea ce și face adesea. Deci, ca să traduc eu din român în român, domnul Vânător a spus așa, câtă vreme sunt interese mari din partea unor producători, din partea unor vânzători de diverse substanțe pentru agricultură și așa mai departe, să se facă anumite lucruri aici, noi nu să avem bancă de gene. Dacă vrem să avem o bancă de gene, trebuie un consens politic mai larg. El nu există în acest moment. Am rămas singur să mă lupt cu ăștia și cu interesele lor de miliarde. A spus omul direct aici, printre altele, dacă ați fost atent. Asta, cu ei trebuie să ne luptăm. Consensul despre care vorbiți dumneavoastră, eu, dacă aș fi în locul domnului Rovanescu, l-aș susține pe domnul Vânător, pentru că aș câștiga politic. Bineînțeles, dar n-ai cum să nu-l susții o investiție la tine în oraș. Da? Și atunci omul susține. Și nu e un lucru rău. Și domnul Romanescu, bă, dar până când? Că dacă mă lovesc de unii mai mari decât mine, îl susțin și eu cât pot și asta mi-a făcut treaba. Atâta pot. Adică de aici încolo trebuie să-l susțină unii. Chiar o să-l întreb la următoarea ședință de partid. În ce stadiu mai sunt aceste negocieri, aceste discuții despre banca știu de că, gen? Știu că a fost personal la domnul ministru. Eu așa mi-aduc aminte. Da, nu că știu. A fost și ar fi trebuit să-l sunăm pe domnul Romanescu. De ce n-am făcut lucrul ăsta? O să-l sunăm data viitoare când o să vă invit să discutăm din nou pe subiectul. Știți de ce mă interesează? Știți, într-o postură un pic ingrată, pentru că nu știu mai departe la ce nivel au ajuns negocierile. Nimeni nu știe. Nu, vă spun eu, negocierile nici nu cred că au mai existat. Pentru că a venit pandemia asta și nu prea au mai fost. Asta se întâmpla înainte de nebunia cu pandemia, ca să văd eu că fac și versuri, stihuiesc.
Domnule Iosif Călin, eu vă mulțumesc pentru participare. Ne auzim curând. Mulțumesc și eu. O seară plăcută și încheiem cu doamna avocat. Nu știu câte minute mai avem, colegi. Câte? Gata, finish? Deci am depășit ca de fiecare dată. Scăpăm în vara asta, ne ducem în concedii sau vă sfătuiți să fiu mai nu trec? Scăpăm, dar ne ducem în concedii. Cel mai mișto. Mulțumesc foarte mult. Cât de optimistă puteți să fiți. Dragi prieteni, seară bună. Îi mulțumesc doamnei avocat Irina Tricu pentru participarea la emisiunea noastră. Am spart gheața și cu invitații. Nu ne s-a întâmplat nimic, din potrivă ne simțim și mai bine că miroase a normalitate. O seară plăcută, ne vedem în curând.